din străvechea cetate a Marii Uniri de la Alba Iulia, leagăn al culturii românești, vă aducem vestea bună a Lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre, pentru că Domnul Isus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mântuitorul a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Cuvântul Sfânt ne arată dacă veți cunoaște adevărul, lumina adevărului vă va face slobozi de robia păcatului, păcatului, păcatului. Bună seara, stimați telespectatori și bun găsit din nou la emisiunea Miracolul Creștin. Sunt din nou pastorul Marius Hațegan și sunt din nou aici la dispoziția dumneavoastră și în această seară ca să împărtășim din nou din tainele Sfintelor Scripturi, să ne apropiem de Dumnezeu, să cunoaștem voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu noi, oamenii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, mulțumim că Dumnezeu ne-a lungit firul vieții încă o săptămână, ne-a dat Dumnezeu bucurii și izbânde, poate au fost și întristări și supărări, dar trebuie să le primim pe toate ca din mâna lui Dumnezeu și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci Sfânta Scriptură ne spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor cel iubesc pe Dumnezeu. Așa că să nu cârtim niciodată, să primim toate lucrurile, să învățăm din ele, să dăm slavă lui Dumnezeu, să avem răbdare, și să cerem Dumnezeu putere să ducem toate sarcinile și toate lucrurile, să ne putem al, duce și încheia alergarea până la capăt și spunem, Doamne ajută! Haideți să facem o rugăciune, să începem cu rugăciune, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, înaintea Sfințenii Tale venim și în această seară să-ți mulțumim frumos și să te rugăm în numele Domnului Isus Hristos să ne dai asistență, să ne dai binecuvântare, să ne dai protecție. Doamne, în numele Lui Iisus Hristos și prin puterea sângelui mielului vărsat la calvar, cerem, Doamne, protecție, cerem victorie și în această seară reușită izbândă. Doamne, fă ca acest program să fie un program plin de reușită, plin de victorie, spre slava Ta, spre gloria numelui Tău, Ajută, Doamne, că în această seară cei care urmăresc această emisiune să primească pace, bucurie, vindecare, să primească, Doamne, cunoștința adevărului care să-i facă slobos din robia păcatului. Dă, Doamne, putere și autoritate robului Tău în această seară, călăuzește-mă Tu prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să pot să vestesc Evanghelia curată, lucrarea Ta așa cum Tu ai rânduit-o și ai planificat-o în sulul cărții Tale. Te rog, nimicește orice plan vrășmaș, nimicește orice armă furită împotriva noastră, și pe robul tău îmbracă cu putere, cu armătură, cu înțelepciune, cu pricepere, ca, Doamne, să putem respinge orice atac din partea celor rău, lucrarea să se facă fără niciun fel de piedică, Doamne, nu îngădui niciun fel de defecțiune, de aceea păzește tu întreaga rețea de transmisie, întreaga aparatură, binecuvintează asistența tehnică, binecuvintează, Doamne, conducerea televiziunii Alba TV, răsplătește tu un sutiș cu viață veșnică și robului tău de putere, să facă voia ta să, să știe, să se cunoască, că tu ești Dumnezeu și că eu sunt robul tău. Și că în seara aceasta, tu însoțești pe robul tău cu semne, cu minuni și te rog întinde brațul tău cel puternic și fă-ți numele de slavă. Lasă ca fața ta să lumineze peste noi și tu să găsești, Doamne, plăcere în tot ceea ce noi facem. Că tot ce facem, facem în numele lui Isus Hristos, spre slava lui Dumnezeu, Tatăl. Amin, amin, amin. Mulțumim pe această cale tuturor celor care. Ne susțineți în această lucrare. Așa cum știți, în ultima vreme am făcut un apel, disperat să spunem așa, în fața telespectatorilor pentru o susținere financiară, atât pentru programul de la televiziune, cât pentru impozitele care le avem de plătit pe clădirea Bisericii Maranta foarte mari. Din păcate avem de plătit niște impozite și din urmă. Am primit o scutire, ne-a fost luată. Și acum trebuie să plătim și din urmă, sunt sume mari, dar Dumnezeu să ne ajute. De aceea am făcut apel, am primit o sugestie săptămâna trecută ca să punem și datele contului nostru bancar, ale Fundației Maranata, la televizor și mulțumim căci deja am primit un, o donație în contul fundației. Mulțumim telespectatorului care a făcut această donație și așteptăm ca în continuare să vedem și alte donații. Cei care puteți să plătiți aici direct la televiziune, puteți să veni direct în biserică sau așa cum ați văzut este anunțat pe micul ecran și un cont la Banca Banc Post din Alba Iulia. Așa că vă mulțumim din toată inima și dorim ca Dumnezeu să vă răsplătească în sutit și cu viață veșnică pentru tot ce faceți. Cuvântul Dumnezeu ne spune că cel ce dă lui își dă, cel ce face lui își face. Încă un mic anunț, începând de nu de duminica asta, duminica viitoare, o să schimbăm programul din timpul săptămânii. De deci săptămâna care vine rămâne la fel, de la ora 7 seara, programul de marți și de joi, fiindcă joia și marța vine în general, mult, vine multă lume pentru ungere și pentru rugăciune. De cealaltă săptămână, deci după, nu știu cât este, duminica 5 sau cât este, începând de cealaltă săptămână o să schimbăm programul de la 6. Intrăm în programul de iarnă, deci de la 18, de la ora 6 o să fie programul de marți și de joi, dar o să anunțăm asta și săptămâna viitoare. Încă câteva anunțuri și apoi o să intrăm în programul nostru. Săptămâna aceasta au fost foarte multe evenimente. Anunțam săptămânile trecute și am anunțat mai multe săptămâni la rând, căci în perioada asta de septembrie, se anunță mai multe evenimente, mai multe, au fost mai multe descoperiri, prorocii, să spunem așa în ghilimele, despre anumite activități și anume data de 23 septembrie a fost o dată foarte importantă. Era și o sărbătoare a evreilor, dar au fost câteva preziceri, și anume, una dintre preziceri a fost că pe data de 21 septembrie va fi răpirea bisericii. Din păcate nu a fost. Deci a fost o procede falsă. S-au anunțat de asemenea că pe data de 23 ar cădea un meteorit. N-a căzut nici meteoritul, deci a fost și asta o procede falsă s-a anunțat că în urma experiențelor de la, din Elveția, acel cern, acel accelerator de particule va avea o experiență și din urma acelei experiențe pe 23-24 s-ar putea să producă o explozie, o catastrofă. Nu s-a întâmplat nici lucrul acesta. Așa că, sigur că unii o să zică, domnule, da, tot ce se vorbește nu se întâmplă. Nu este chiar așa. Săptămâna asta a fost, totuși, un eveniment istoric foarte important. Cei care ați urmărit știrile, Papa de la Roma a, a făcut o vizită oficială în Statele Unite. Este al treilea sau al patrulea papă care vizită America, dar este primul papă care a adus, o, a dat o adresă, o, o, o cuvântare guvernului american, a avut o, o întâlnire oficială cu președintele Obama. A fost o întâlnire oficială cu Congresul, unde Papa a ținut o cuvântare, apoi a fost o întâlnire cu Organizația Națiunilor Unite, unde din nou Papa a avut o cuvântare, a fost la cea mai mare catedrală catolică, unde iarăși a avut o cuvântare, a fost o întâlnire, am zis, în Filadelfia, unde din nou a fost o mare mulțime de oameni, milioane de oameni au venit să asculte cuvântarea pontifului Așa că au fost câteva evenimente care lumea le consideră istorice, evenimente care vor avea anumite repercursiuni pe traseul lunilor și timpului care va urma. O să discutăm asta altă dată, nu acum, doar am vrut să vă spun că au fost și câteva evenimente care au fost spuse că se vor întâmpla și s-au dus la îndeplinire. Săptămâna care urmează avem și evenimentul care va fi, dacă nu greșesc, mâine, pe 28, va fi a patra lună roșie, care este considerată o super lună. Mulți vorbesc că s-ar putea să fie ceva, evenimente. Nu știm exact ce și cum se va întâmpla. Urmează, urmează să urmărim știrile. De asemenea, s-a încheiat anul jubiliar, anul, anul, pardon, șmita, anul al șaptelea din ciclu de șapte ani, și intrăm în anul jubiliar, anul al 50 anul 2015-2016. Din nou, oamenii de știință, oamenii credincioși, oamenii teologi, spun că și aici o să înceapă anumite. Evenimente, s-ar putea să fie uh, un an de judecată, un an de începere a anumitor urgii, o, de, o cădere uh, financiară întreaga lume, care să pregătească, de fapt, lansarea evenimentelor pentru a intra în Apocalipsă. Iarăși, nu știm exact ce va fi, Dumnezeu știe, dar sunt multe lucruri care se spun. Cei care sunteți interesați să intrați pe internet și vedeți o grămadă de știri și vești, Așa cum spuneam, nu aplicați urechea la orice se spune, nu tot ce zboară se mănâncă, dar sunt și evenimente importante care noi, în vremea aceasta, trebuie să fim veghiatori și să le urmărim. Sigur că aceste evenimente care au fost prezise și nu s-au întâmplat, o să dea apă la moară la unii. Știu că sunt unii care vor să bagiocorească lucrările acestea și unii spun, domne, nu vine nimic, nu se întâmplă nimic, vreau să vă asigur că de venit vor veni evenimente foarte importante. Venirea Domnului va fi uh, 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 marcată cu tot felul de evenimente importante pe care o să le discutăm altă dată și venirea Domnului este foarte aproape, cel ce vine va veni și nu va zăbovi, așa că nu ne descurajăm și nu spunem că nu s a întâmplat nimic pe 23, nu se mai întâmplă nimic. Și că era o poveste cu un cioban care era la oi și striga câteodată, vine lupul la oi și oamenii săreau să-l ajute și când au venit oamenii, domnule, a fost doar așa un bang, nu a venit niciun lup. Și a făcut și a doua oară, a făcut și a trei oară. Când a făcut a patra oară, într-adevăr a venit lupul, nu a venit nimeni. A zis, domnule, ăsta e ciobanul care face bancuri și lupul a distrus turma. Deci nu trebuie să ne lăsăm pe oreche, noi trebuie să fim în tot timpul vechiatori, să fim pregătiți pentru evenimentele care vor veni, să citim Scriptura, să cunoaștem adevărul și Domnul ne spune clar, voi veni ca un hoț, nu vei ști timpul și momentul când va veni. De fapt, numai Tatăl știe clipa, ceasul, nici măcar Fiul și aceasta târnă de Dumnezeu, dar Sfânta Scriptură este foarte clară și ne arată foarte multe evenimente și Domnul zice, veți cunoaște vremea, veți cunoaște timpul aproximativ când Domnul va veni. Este clar că timpul este foarte aproape. Așa că așteptăm aceste evenimente să vedem ce se întâmplă. Eu o să încerc să vă țin la curent despre știrile generale așa care se întâmplă pe lumea aceasta spirituală și mondială și să luăm bine seama că unele evenimente sunt evenimente care au fost prezise, au fost prorocite în Sfânta Scriptură și ele se împlinesc în sub ochii noștri, suntem o generație binecuvântată, să spunem așa, fiindcă în timpul vieții noastre, cred din toată inima, este părerea mea personală, va veni Domnul. Suntem generația care vom vedea răpirea bisericii, suntem generația care vom trăi evenimentele Apocalipsei. N-am intrat încă în Apocalipsă, nu s-au împlinit toate lucrurile, așa că răpirea nu poate fi încă, va veni, va fi dar nu încă, așa că o să discutăm aceste lucruri, așa cum vă spuneam, după ce terminăm cu subiectul despre blesteme, o să facem o cercetare mai îndeamnunțită al evenimentelor din Apocalipsă. Dar până atunci mai este puțin timp. Ca de obicei vreau să citesc acest verset frumos din 2 Timotei 3 cu 16 care spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Asta este un lucru foarte important. Ca fiecare din noi să cercetăm Scriptura fiindcă ea este insuflată de Dumnezeu, orice cuvânt din Sfânta Scriptură are putere, are greutate Trebuie să credem că toată Scriptura este scrisă de la Dumnezeu și că ea are un scop ca ea să ne îndrepte, să ne învețe, să ne mustre, de multe ori, ca noi, copiii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, să devenim niște unelte de stoinici în mâna lui Dumnezeu. Este foarte important ca fiecare din noi să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Fiecare din noi avem o misiune, fiecare din noi avem un destin, fiecare din noi avem o lucrare, fiecare, fiecare din noi ni se dă un talent, cel puțin, cu care să lucrăm. Acum, fiecare lucrează în măsura puterii pe care Dumnezeu i-a dat-o și puterea aceasta este în măsura de credință pe care fiecare copil al lui Dumnezeu o primește. Nu poți să faci o lucrare dacă nu ți s-a dat puterea, dacă nu ți s-a dat credința, ca să faci o lucrare, tu trebuie să o crezi, în primul rând, că este din partea lui Dumnezeu, că este susținută de Dumnezeu. De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu sau să primim ceva de la Dumnezeu fără credință. De aceea, și în această seară, ne rugăm: Doamne Dumnezeu, le dă ne credință, dă ne putere să putem să facem ceea ce este scris. Este scris în cuvântul tău, sunt scrise multe promisiuni și noi ne bazăm pe ceea ce este scris și pe faptul că Domnul Iisus Hristos ne promite acolo că dacă doi dintre voi să unesc, să ceară un lucru oarecare, ce lucru? Lucru pe care Dumnezeu l-a promis în Sfânta Scriptură, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. De aceea și în această seară o să ne unim cu telespectatorii noștri, cu cei care cred și ne vom uni să cerem lucruri pe care Dumnezeu ni le dă în această seară și spune că atunci când cerem, noi trebuie să și mulțumim lui Dumnezeu, adică să credem că am și primit. Și cred că și în această seară Dumnezeu ne va asculta, Dumnezeu va primi cu, cu ochi de milă și îndurare, va asculta rugăciunile noastre, va primi mulțumirile noastre, că în primul rând noi trebuie să aducem mulțumiri, nu numai doar să cerem, nu suntem doar niște cerșetori, ci trebuie să fim și niște oameni care să lăudăm numele Domnului. Prezența lui Dumnezeu o aducem în general în biserici sau în locurile unde oamenii se adună prin laude. Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că să lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme, orice are suflare, să laude pe Dumnezeu. Deci și în această seară îi vom mulțumi lui Dumnezeu, îl vom lăuda și aceste rugăciuni să se ridice înaintea lui Dumnezeu ca o jerfă de miros plăcut, ca o ardere de tot și Dumnezeu să privească cu milă și îndurare, să ne asculte cerile noastre și să dea răspuns. Și în această seară, așa cum am spus, ne vom ruga în a doua parte pentru toți cei care aveți probleme. Indiferent care este problema, eu mă rog, nu dăm pe nimeni înapoi, nu respingem pe nimeni. Orice problemă este importantă pentru voi, este importantă și pentru mine. Pavel zice, dacă cineva arde în foc, eu să nu ard. Dacă cineva are o problemă, eu să nu fiu îngrijorat. Sigur, sunt aici în, în mod special pentru a vă sluji dumneavoastră. Sunt aici pentru a vă ajuta cu problemele pe care le aveți. Sigur că do, dorința mea fierbinte ar fi ca să veniți în biserică, acolo să ne vedem față în față, să ne putem cunoaște, să mă pot ruga mai mult, să stăm de vorbă, să-mi spuneți problemele dumneavoastră mai intim. Dar sigur că unii sunteți departe, poate de Alba Iulia, sunteți undeva în județ, undeva mai departe și nu puteți veni. Dar pentru cei care puteți să veniți, veniți, ne ocupăm de toate problemele. Nu pleacă nimeni la fel cum a venit. Dacă cineva dorește un delem pentru ungere, mirungere, avem un delem prin Harul lui Dumnezeu, mulți credincioși care vin în biserică aducă o sticlă de un delem de măsline. Deci cei care vreți să donați o sticlă de un delem, vă rog un delem de măsline din ăla, se spune virgin, curat, pentru care să facem un delem pentru ungere. Și dacă se poate să aduceți și o sticluță mică, în general sticluțele acelea de esență sau mici de medicamente în care să vă dăm unde lemn, ca să aveți în casă pentru ungere. Este foarte, foarte important. Cei care cred în ungere au văzut rezultate extraordinare în urma ungerii. Se pot unge copiii, membrii familiei, mobilă, haine în casă pentru ruperea blestemelor, se poate unge inclusiv mașina, se binecuvintează, vedeți că și preoții fac slujbe speciale de binecuvântări și fac semnul crucii acolo pe mașină. Putem să binecuvântăm chiar și animalele, gospodăria noastră, ca ele să fie sub protecția lui Dumnezeu. Totul depinde de credința noastră. Dar noi avem foarte multe mărturii și uh, rezultate în urma Ungerii, prin care oamenii ne spun, da, domne, într-adevăr prin Ungere s-a făcut eliberare, s-a făcut vindecare și așa mai departe. Și mulțumim lui Dumnezeu și pentru această lucrare. Nu multe biserici practică Ungerea, noi o practicăm, este biblică, este scripturală și știm că Dumnezeu onorează credința. Zice că dacă avem un, o credință cât un bob de muștar, adică un bob de muștar este o sămânță foarte mică, și vom spune muntelui să se mute, muntele se va muta. Acum, sigur că nu mutăm noi munții, de aici din până în alba sau din altă parte, dar muntele poate să fie o problemă, un ecaz, o piede, o barieră în viața ta. Și sigur că Dumnezeu poate să mute muntele acesta, Slăbi să fie numele Domnului. Haideți să trecem la subiectul nostru. Am început de două servicii, de două uh, emisiuni, uh, o lucrare despre blesteme. Blesteme. Și uh, arătam uh, în uh, primele uh, capitole despre. Uh, cum apar blestemele, ce caracter au blestemele, tipurile de blesteme, am arătat că sunt blesteme pe care vin din partea lui Dumnezeu și o să ziceți: Da, Dumnezeu trimite, da, citiți acolo, vedeți că sunt și binecuvântări, sunt și blesteme pe care Dumnezeu le îngăduie. Sunt blesteme pe care le pune Satana și servitorii lui cu drepturi legale și ceea ce dă diavolului un drept legal este păcatul. Păcatul nemărturisit, păcatul neiertat, păcatul neacoperit, păcatul neispășit aduce după sine blestemul care atrage după sine boală, suferință, pierdere și chiar moarte. Sunt și blesteme pe care satana le pune și servitorii lui fără drepturi legale. Nu uitați că diavolul este un hoț, un tâlhar, el intră și invadează viața omului, intră în casa omului, în familia omului și sigur că el aduce distrugere arătam despre cauzele și rădăcinile blestemelor și aici arătam că sunt blesteme moștenite de la, prin, de la strămoșii noștri, prin păcatele săvârșite de, de strămoșii noștri și anume prin păcate este prin implicarea și folosirea lucrărilor necurate, prin violarea sau intrarea în teritoriile satanei, prin practicarea ritualurilor demonice sau alte situații care pot fi chiar prin a călca într-un blestem sau a aduce în, în casă un obiect blestemat. Și arătam aici că sunt drepturi pe care diavolul le are, drepturi legale prin care el duce la îndeplinire aceste blestemuri. Sunt blesteme care sunt îngăduite de Dumnezeu și blesteme care deavul le pune fără un drept. Am început să vorbim și despre cum putem să rupem un blestem și arătăm dacă blestemul este de la Dumnezeu, trebuie să urmărim următorii pași, eu v-am dat niște exemple și anume arătăm acolo că trebuie să recunoaștem păcatele, noastre și ale strămoșilor noștri. Niciodată Dumnezeu nu lucrează până când nu se face ispășirea păcatului. Este un lucru extrem, extrem de important. Vă spuneam și înainte, în emisiunea trecute, dacă veniți să telefonați în studio și să mă rugați să mă rog pentru voi, înainte de a face lucrul acesta, faceți ceva foarte important. Așezați-vă pe genunchi și faceți o rugăciune de mărturisire. Nu se poate să veniți înainte la Dumnezeu să cereți ceva și să așteptați ca Dumnezeu să vă răspundă până când starea dumneavoastră nu este bună, indiferent cât de grei problema, că este cancer, că e boală, că e suferință, că ai probleme cu copiii, cu soțul, divorțuri, tot felul de blestem. Tu trebuie să-ți ceri iertare în măsura în care poți și știi. Și anume sunt trei mari categorii, păcate fără de legi, nelegiuiri. Trebuie amintite și vă spuneam clar că trebuie să-ți ceri iertare, să-ți pară rău, să te căiești de ele, de ce? Fiindcă păcatele noastre, câtă vreme nu sunt acoperite, deci în momentul când păcatul este mărturisit, este iertat. Dar să cerem să fie acoperit de sângele Domnului, să fie spășit. Dumnezeu, câtă vreme privește la păcatele noastre, Ele ne spune cuvântul că pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. Deci, indiferent că mă rog eu, că vă rugați voi, dacă există păcate în viața voastră, în familia voastră, Dumnezeu nu ne ascultă. Și atunci o să ziceți, da, domnule, l-am sunat pe omul ăla la televiziune și nu s-a întâmplat nimic. Păi nu s-a întâmplat, fiindcă există o problemă. Nu-i devine nici Dumnezeu și nu-i devine nici fratele Marius. Devine sunteți voi. Acum, sigur că eu arunc vina pe voi, fiindcă vedem că pe unii Dumnezeu îi vindecă, vedem că pe unii Dumnezeu la unii le răspunde, la unii nu răspunde. Eu tot la fel mă rog, eu tot la fel citesc cuvântul, eu tot la fel fac. Dumnezeu este același neschimbător, deci problema există undeva la voi. Sau că nu credeți, sau că sunt păcate nemărturisite, sau că sunt blesteme, sau că sunt alte piedici care ne împiedică. Acum trebuie să vedem unde este problema. Și problema generală este păcatul. Păcatul, păcatul, păcatul. Și trebuie să, să vă mărturisiți păcatul și să uh, dăm la o parte piedica aceasta și dreptul. Deci recunoaștem păcatele și spunem, Doamne, ne recunoaștem păcatele noastre, ale părinților și strămoșilor noștri. Foarte important să fie recunoscute. Apoi, deci, le mărturisim lui Dumnezeu aceste păcate și renunțăm la ele, cerându-Lui Dumnezeu iertare, curățire, eliberare. Ați văzut că eu, prin autoritatea cuvântului, cuvântul îmi dă această autoritate, că ceea ce noi legăm să fie legat, ceea ce noi dezlegăm să fie dezlegat. Deci noi vă dezlegăm eu vă dezleg adică de aceste păcate care, că ce se întâmplă? Diavolul uh, pune niște legături în momentul când cineva te leagă tu nu mai poți să te mai dezlegi singur, să te dezlege cineva dar problema cu mărturisirea trebuie să o faci tu eu pot să te dezleg dar dezlegarea are efect atunci când tu ți-ai mărturisit păcatul și te-ai pus în, în, în rânduială cu Dumnezeu, deci datoria voastră este să vă mărturisiți păcatele ca eu să vă pot dezlega. Deci mă vedem am aici că mărturisirea, renunțarea la păcate aduce iertare, curățire și eliberare. Eliberare. Sigur că ne oprim din a mai face dacă am căzut în păcat. Am anumiți uh, frați, surori, anumite, anumiți zenoriași care mă sună tot timpul, așa, din când în când. Frate, zice, pot să mă mărturisesc, chiar am greșit. Și vine cu aceeași greșeală care veni săptămâna trecută. Și mai trece o săptămână și din nou mă sună. Pot să mă urtășesc? Da, poți. Și vine cu același păcat care l făcut l-a făcut săptămâna trecută. Și acum două săptămâni. Bă, frate, pune, fă ceva, pune, pune stop acelor lucruri. Păi am deschis internetul, am deschis aia, m-am uitat acolo, am făcut aia. Păi nu te, nu te forțează diavolul să deschizi internet, nu te forțează diavolul să mergi pe site-ul cu pornografii și cu tot felul de lucruri scârboase, și să te întinești până să-ți pară rău și până să vii să ceri tare. Deci trebuie să avem o disciplină nu mai faci. Dacă ai făcut ceva, nu mai faci. În momentul când ți-ai cerut, Doamne, nu mai vreau să înjur, nu mai vreau să mă îmbet, nu mai vreau să curvez, nu mai vreau să fur, nu mai vreau să blestem, nu mai vreau, Doamne, atunci oprește-te. dacă vezi că nu poți singur, cere Dumnezeu ajutor. Doamne, știi că nu pot să sunt prins ușor cu curvia, cu lăcomia, cu mândria, cu Doamne, te rog să mă ajut ca să nu mai cad în cursele astea, fiindcă vrăjmașul te va ispiti din nou și din nou și din nou și tot va veni cu aceeași problemă până când vei reuși să te împotrivești păcatului și să poți să biruiești păcatul respectiv. Așa, sigur că trebuie să cerem lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos ca blestemul să uh, piară din viața noastră, să fie uh, oprit, nimicit, anihilat, zero. Sigur că în numele lui Iisus Hristos trebuie să... Legăm duhurile, deci noi dezlegăm oamenii de păcate, fără de legi, de legi și legăm duhurile necurate care au venit și au avut drept în momentul când nu mai este un drept legal al diavolului, atunci eu pot să vin și să leg aceste spirite, aceste duhuri demonice, cer sprijinul lui Dumnezeu prin îngeri, îngerii sunt cei care vin și ne asistă pe noi. Și aceste duhuri trebuie legate, fiindcă ele sunt obraznice, așa cum poliția când este un om biat și face scandal și sparge, el trebuie să vină să pune pună cătușile, să lege. Le trebuie să legăm pe cel tare ca să putem să-l controlăm, să-l trimitem unde trebuie. Ei, poliția aia și-l duce la închisoare, îngerii îi, 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 duc, îi duc aceste duhuri în adânc, acolo unde este închisoarea îngerilor și duhurilor necurate, care stau acolo închiși în lanțuri și legați în întuneric pentru ziua judecății. Deci noi trebuie să legăm aceste duhuri și numai că le legăm, le dăm și direcție. În momentul când ai legat un duh, în ai această autoritate să legi un duh și nu vândem să vă jucați cu duhurile, dar că Dumnezeu ți-a dat această autoritate să faci această lucrare de a lega, îi dai direcție. Știu cazuri când nu s-a făcut lucrarea aceasta, duhurile omului Dumnezeu era în lucrare undeva, într-o noapte de veche și dezlega acolo și lega și n-a dat direcție duhul, duch, duhul a trecut pe el pe acasă și a făcut deci trebuie să fim atenți, fiindcă duhurile pot intra în animale, pot intra în cei din casa noastră și se pot întâmpla lucruri. Deci nu ne jucăm, îi dai direcție și direcția nu îl trimiți nici în pietre, nici în locuri uscate, ci îl trimiți în adânc, acolo unde este închisoarea duhului și îngelor necurați. Da? Și sigur că după ce se face dezlegarea, după ce se face eliberarea, cerem ca Dumnezeu să umple golul acela cu Duhul Sfânt, cu dragostea lui Dumnezeu. Este acolo o pildă unde vorbește că s-a măturat o casă, s-a făcut curat, Duhul a fost scos, a plecat și acum casa era curată, curată și măturată. Ea trebuie să fie umplută de prezența lui Dumnezeu. Când Dumnezeu curățește o inimă sau curățește un, un trup, el trebuie să fie, trebuie să, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, umple cu cuvântul tău, cu prezența ta. Spune că Duhul acela s-a dus și a mai luat șapte duhuri mai rele. A venit în casa care este o măturată, curățită și starea de pe urmă a omului a fost de șapte ori mai rea. Deci în momentul când omul este eliberat, când duhurile sunt scoase, trebuie să fim siguri că locul acela este umplut de prezența lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim plini de prezența lui Dumnezeu, plini de dragostea lui Dumnezeu, ca în noi să locuiască Dumnezeu și nu diavolul și nu Duhurile și nu alte, pardon, forțe ale întunericului. Sunt, este foarte important, sunt niște pași foarte importanți, fiindcă tu trebuie să înveți, pardon, cum să-ți păstrezi sfințirea, eliberarea. Dumnezeu te ajută să fii eliberat, trebuie să fii sfințit, curățit. Acum trebuie să trăiești o viață curată. N-ajunge ca ai biruit odată. Deavolul te încearcă în fiecare zi, deavolul încearcă în fiecare zi să spargă protecția casei tale, a familiei tale, a vieții tale, să pătrundă, să intre, să rupă. Deci nu înseamnă că dacă ai avut o o odată, uh, ai biruit într-o încercare, într-o ispită, s-a terminat ispita. Nu, lupta începe a doua zi imediat și în continuă așa, și Deci noi tot timpul trebuie să fim într-o veghere permanentă, îmbrăcați cu toată armătura, să fim gata să luptăm împotriva diavolului. și nu numai să ne apărăm, ci și să luptăm. Ce cu ce ne luptăm? Cu sabia, cu două tăișuri. Sabia cu două tăișuri este cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să cunoaștem cuvântul, să rostim cuvântul, să-l folosim în orice circunstanță, ca să putem să nimicim puterile întunericului. Că Sfânta Scriptură ne spune, noi, voi nu aveți de luptat împotriva sângelui și a cărnii, deci nu ne luptăm împotriva oamenilor, ci ne luptăm împotriva duhurilor. Când vezi un om că este biat sau face rele sau înjură sau face tot felul de rele, nu trebuie să-l judecăm. Sigur că privește în primul rând la om omul este săracul de vină, ci este cel care îl călăuzește. Sunt duhurile acelea, sunt, sunt spiritele acelea care îl aduc pe om în starea aceea. A căzut în cursa diavolului și face voia diavolului. Noi trebuie să ne rugăm că Dumnezeu îl iubește și pe el ca și pe tine. Noi, cei ce avem autoritate și putere, trebuie să ne rugăm ca omul acela să fie eliberat, să fie deslegat, să fie iertat, ca să fie redat familiei, societății, așa cum ar trebui să fie. Deci noi suntem chemați aici să facem lucrarea asta de reconciliere, de re abilitare a celor care sunt căzuți în diferite uh, patim, prea puțin se ocupă de problema aceasta, noi ne ocupăm de multă vreme cu biserica, vin mulți care sunt uh, re, uh, reabilitați și redați familiilor, bisericilor, societății și aceasta este o lucrare foarte mare care Dumnezeu dorește să o facem și voi trebuie să aveți și voi această dorință, cel care iubește pe aproapele, iubește Oamenii, așa cum Dumnezeu iubește, se, se, se ocupă de această problemă și când vezi un om căzut, când vezi un om, nu trebuie să-ți să întorci spatele. Este o pil acolo cu uh, acel uh, om căzut între Tălhari și știți cum a trecut Levitul, a trecut preotul, a trecut uh, și Samaritanul Milos, Samaritanul milos l-a luat, l-a pus pe animalul lui, l-a dus la un han, l-a îngri, îngrijit rănile, l-a plătit Hr. și a spus îngrijește în continuare de el și dacă va trebui să plătești, voi plăti mai mult când mă întorc. Deci acela era Samaritanul Milos care a avut milă de un om căzut. El când vezi un om că a căzut într-o groapă și strigă după ajutor, nu o să-i întorci spatele și o să pleci, te duci să dai o mână de ajutor, când vezi un om căzut într-o mocirlă, într-un necaz, te duci și întinzi o mână de ajutor. Deci, la asta suntem chemați. Pavel zice, cum se văd pe cineva că arde și o să nu ard, adică să stau nepăsător de cineva care pierde și o să nu îi sară în ajutor? Avem o datorie, fraților, și este foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne cere să aducem roade, roade, roade și roadele sunt sufletele pe care noi le ridicăm, le ajutăm, le explicăm calea mântuirii și aducem la... Mă să avem milă, 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 milă biruiește judecata. Așa că vă rog frumos să puneți în aplicare Sfânta Scriptură. Mergem puțin mai departe. Dacă blestemul este de la satana prin drepturi legale, că să v-am spus că satana are drepturi legale prin păcate, trebuie să mărturisești, să recunoști păcatul care a dat dreptul satanii servitorului să pună blestemul pe tine. Căiește-te de acest păcat, cere lui Dumnezeu iertare, curățire, liberale. Mărturisește cu voce tare autoritatea asupra blestemului în numele lui Iisus Hristos și poruncește să fie rupt imediat. Și dăm niște exemple. În numele lui Iisus Hristos iau autoritate peste blestemul de. Poate este sărăcie, poate este bolă, poate este știu ce. Și poruncește să fie rupt imediat numai decât în numele Lui Iisus Hristos. Poruncește în numele Lui Iisus Hristos tuturor spiritelor demonice să asociate cu acest blestem să plece imediat și să se ducă direct în adânc. Deci, este o poruncă. Deci, acum vorbesc celor care doriți să încercați o eliberare personală pentru voi sau pentru cei din casa voastră. Domnul zice, iată semnele care vor însoți pe cei ce cred. În numele meu vor scoate dragi, primul semn. Dacă crezi că ai această autoritate și credință, fă această lucrare la care eu te învăț. Deci poruncește numele Lui Iisus Hristos, spiritul demonice să plece. Ca de exemplu, numele Lui Iisus Hristos, poruncește tuturor spiritul demonice și le specifici, spiritul necurate asociate cu acest blestem și specifici blestemul, să plece imediat și să se ducă în adânc. Nu în pietre, nu în pustie, nu la vecinu, nu la altcineva, ci în adânc, da? Deci menționăm clar unde trimitem aceste ducuri, că nu le iei tu să le duci, că vin îngerii și îi fac lucrare. Dar tu ești cel care rostești cuvintele prin puterea Duhului Sfânt, în numele Lui Iisus Hristos, în puterea sângelui, mielului vărsat pe crucea calvarului. Dacă blestemul este pus de satana și nu a avut un drept legal, din nou, vorbești cu voce tare, e autoritate peste blestemul în numele lui Iisus Hristos și poruncești să fie rupt imediat. Ca de exemplu, în numele lui Iisus Hristos iau autoritate peste blestemul de. Ei, ai călcat într-un blestem, cineva a pus un blestem îndemnat, poruncesc să fie rupt, chiar acum, în numele lui Iisus Hristos. Poruncește tuturor spiritului de mânti asociate cu blestemul acela să plece imediat, să se ducă în adânc. Din nou, în numele Lui Iisus Hristos, totul, atenție, totul se face în numele Lui Iisus Hristos. Le spune Sfânta Scriptură că numele Lui Iisus Hristos este numele mai presus decât orice nume, ca numele Lui Iisus Hristos din Nazaret să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ, de pământ. Deci orice făptură trebuie să se plece, Dumnezeu Tatăl le-a dat această autoritate, i-a dat acest nume care este mai presus decât orice nume, da? De aceea folosim numele Lui Iisus Hristos. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, poruncesc tuturor spiritului demonice asociate cu acest blestem și specifici să părăsească trupul meu, dacă e legat de tine sau trupul celor care sunt în casa ta, să se ducă direct în adânc și să nu se mai întoarcă niciodată. Este foarte, foarte important să înțelegem că sunt mai mulți pași. Deci prima dată trebuie să rezolvi dreptul sau cauză. nu, primim, nu privim doar la efect, Vă arătam un exemplu altă dată despre, de exemplu, să a spart o țeavă în baie sau în bucătărie și începe să curgă apa. Acum, sigur că primul lucru te duci și iei un prosop sau iei ceva și începi să aduni apa aceea care curge pe, pe, în baie, pe jos sau în bucătărie. Sigur, asta rezolvă problema pe moment, dar apa aceea continuă să curgă. Tu vezi un efect. Efectul acela a produs o inundație. Tu trebuie să mergi la cauză și cauza este țeava și în țeava este o gaură, s-a corodat, s-a erodat, s-a făcut o gaură acolo, s-a oxidat și a început să curgă. Deci trebuie să mergi să închizi apa și să chemi un instalator care să rezolve sau dacă știi să faci, să schimbi țeava sau pe moment să pui un petec, este un colier, cu în general poți să iei o, o bucată de gumă cu un colier și să pui peste gaura de la țeavă cu un colier cu o de gumă ca să poți să continui să ai folosești apa până când vine instalatorul și schimbă bucata țeavă de, țeavă de dacă vrei să faci o reparație pe moment. De deci, ceea ce vreau să vă explic, mai un exemplu, ca să mergem la cauză, nu la efect. Noi vedem efectul acela, s-a produs inundație, luăm apă, cârpa ștergem, dar din nou curge. Deci tu trebuie să mergi să oprești Apa și să oprești cauza care este gaură înțeabă ca să poți să elimini efectul acela de inundație. Este la fel și la Dumnezeu. În general, cauza este păcatul, efectul este blestemul care aduce distrugere, boală, suferință și așa mai departe. Haideți să vedem câteva noțiuni despre autoritate și responsabilitate. Din păcate, mulți creștini cred că ei nu au de-a face cu blesteme și nici nu îi interesează. Asta e foarte rău. Ei s că Dumnezeu va purta de grijă asupra acestor lucruri și asupra puterii întunericului. Iisus ne spune specific că ne-a dat putere și autoritate peste toată puterea vrășmașului și ca tare să o punem în aplicare. Dacă n-ar fi fost să luptăm împotriva Duhului. Dacă nu era necesar să ne implicăm în această problemă, nu ne s-ar fi dat această autoritate și putere. Luca 10 cu 19, Evanghelia după Luca. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpi și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă, Că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ceea ce vreau să vă spun, Domnul, chiar acum mi-a mi amintit un lucru. Mulți dintre voi o să ziceți, frate Marius sau, domnule Păstor, noi cunoaștem deja aceste lucruri. Da, domnule, da, tu le cunoști, dar alții nu le cunosc. Eu sunt aici ca să dau minimul de abecedar, să spunem, al credinței, abecedarul noțiunilor cele mai elementare ca omul să poată să pornească de undeva. Cei care deja sunteți avansați, care ați citit Scriptura, care cunoaște aceste lucruri, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, aveți răbdare. Eu mă repet de multe ori, dar repet fiindcă știu că este nevoie. Pentru cei sunt oameni, poate, care pentru prima dată au deschis televizorul și să întreabă, Domnule, ce vorbește omul acesta? Ce ne spune? Pentru noi care cunoaștem, chiar în după masa asta arătam în biserică, pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Sfântului Scripturii, este puterea lui Dumnezeu. Pentru cei care sunt în lume, care nu cunosc învățătura, pentru ei este o nebunie. Nu cunosc oamenii, nu știu ce sunt alea ducuri, ce înseamnă legare, dezlegare, liberare, mărturii. Pentru ei sunt lucruri noi, lucruri străine și lucrurile străine par o nebunie. De aceea eu aici, în, în, în tot timpul cât sunt aici, încerc să aduc un minim de cunoștință, un minim de învățătură, fiindcă prea puțin se predică aceste lucruri. Oamenii prea puțin cunosc. Este o neglijare totală de la citirea Sfintelor Scripturii. Oamenii vorbesc din vorbe, din auzite. Și în general, când nu citești și nu cunoști, vorbești și au zis X sau Y și X sau Y poate să vorbească de la el. Trebuie să ne asigurăm că cunoaștem Scriptura, știm Sfânta Scriptură, cunoaștem Sfânta Biblie și de acolo vorbim. Eu de aceea vă dau versete de unde citesc, ca să vă puteți nota, să mă puteți verifica și pe mine. Nu pot să intru în lucruri foarte tari și adânci. Cei care doriți să discutați probleme mai adânci și mai tare veniți în biserică și stăm de vorbă și discutăm problemele adânci. Dar pentru restul trebuie să dăm și laptele duhovnicesc. Sunt unii bebelași, sunt unii mici, pu puțin slabi în credință și trebuie să le dăm noțiunile de bază primare prin care omul să poată să facă ceva ca să-și salveze viața și sufletul și familia și așa mai departe. Deci mă iertați, am primit asta că unii mă judecați, că domne. păi ne-ai mai spus, v-am mai spus și vă mai spun că vă este de folos să vă spun. Și cei care cunoașteți, aveți răbdare și rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să lasă o ungere peste mine ca să pot să spun ceea ce Dumnezeu are de spus. Nu știu cui vorbește Domnul seara asta, sunt mii de telespectatori care ne ascultă pe rețea, Dumnezeu are unii care au nevoie de această învățătură. 2 Corinteni 10 cu 3 spune așa, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu le luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe Întăriturile. Ce sunt aceste întărituri? Învățăturile greșite pe care diavolul le pune în mintea unui om. Categoric că diavolul, în primul vrea să, ca tu să nu crezi că există blesteme. Să nu crezi că există nici diavol. Să nu crezi că diavolul are vreo putere. Să nu crezi că se pot face astfel de lucruri. Și să nu crezi. Cineva spunea, păi domnule, eu dacă nu cred în ele, blestemele n-au nicio putere asupra mea. Minciună, fals, nu există așa ceva. Are diavolul de un drept, va veni în viața ta ai călcat într-un blestem, s-a prins blestemul de tine. Indiferent cine ești, că ești copilul Domnului, că nu ești copilul Domnului, ai greșit, plata păcatului este moartea, este blestemul, are imediat putere. Nu se poate. De aia trebuie să fim să cunoaștem, să spune cuvântul, să știm ce este curat, ce este necurat, ce este sfânt, ce nu este sfânt. Deci trebuie să știi ce atingi, ce faci, aduci în casă. Vreau să vă spun că banii, 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 banii sunt cei mai mari purtători de păcate și blesteme. Banii ating, sunt atingi de foarte mulți oameni. Prin atingere, prin atingere, banii pot fi contaminați. Te duci zilnic la magazin, cumperi de acolo, din coace. Poate niciodată nu te-ai gândit că banul poate fi un aducător de blesteme în casa ta. De aceea, totdeauna când primești bani, roagă pentru ei, Doamne Iisuse Hristos se sfințește banii aceștia. Aduci lucruri, cumperi lucruri de la magazin. Și zice, Păi da, domnule, da, sunt lucruri noi, da, domnule, dar lucrurile alea noi au fost atinse de cineva, au fost împachetate de cineva, au fost poate făcute din mai multe piese care au fost făcute de diferite persoane, puse la un loc asamblate sau mai multe ingrediente. Nu știi cine le-a atins, sunt atâția oameni care folosesc puterile satane și vor să facă rău. Și efectiv, pe fiecare lucru care îl atinge, Doamne, Doamne, diavolul, să roagă diavolului tot ce ating eu să fie blestemat tot ce ating eu să fie cu drepturile diavolului și atunci partea aceea murdărește toată, tot conținutul tot întregul acela dacă este numai o piesă blestemată. De deci, aceea ai adus în casă ceva și mâncare și orice aduci în casă. Înainte de a introduce în casă, noi cu familia mea și cu soția ne-am -ne făcut un obicei. Uit și eu câteodată, soția mea aduce aminte, mă, nu -ai rugat. Ne rugăm pentru orice lucru, mâncare, obiecte, cumpărate, aduse în casă, în bani. Doamne Dumnezeu le eliberează, sfințește, curățește ca să nu aibă dreav, deavolul niciun drept nu știi ce poartă găsește. Deavolul este un șiret, un hoț, el știe orice drept poate să folosească. De aceea e foarte, foarte important să nu lăsăm nimic, nici o breșe, nici o deschizătură, nici o, o gaură prin care diavolul să se furișeze. Marcu 16 cu 17, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerp, dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. De aceea noi practicăm și în Biserica Maranata punerea mâinilor cu ungere. Ungerea. Dacă este cineva bolnav, se cheme pe lucrătorii bisericii, se ungă cu un de lemn și să se roage și să pună mâinile. Asta este o practică din Biserica Primară și o practicăm și noi. Deci, ungere punerea mâinilor rugăciune. Și iată ce face, rugăciunea făcută și ungerea făcută și punerea mâinilor aduce eliberare, aduce vindecare. își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa sau se vor vindeca. Asta este o practică pe care ne o dă Sfânta Scriptură, o facem prin credință și vedem rezultate. Că nu se vindecă, tot așa este. Am spus, nu i-devine nici Dumnezeu, nu i-devine nici lucrătorul, poate să te fie devină cel care vine pentru ungere că nu și-a mărturisit păcatele, că este o barieră în viața lui, că el nu crede că sunt alte lucruri ascunse, nu le știm. Da? Noi încercăm, Sfânta Sfântă ne învață să stăruim, să stăruim, adică ne rugăm de mai multe ori, până când Dumnezeu aduce eliberare și victorie. Efesien 6,11 Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să ne împotriva uneltirilor de aur. De aceea că trebuie să ne îmbrăcăm cu armătură. De ce? Este o luptă. Căci noi nu avem de împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, ce se face? Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi birui totul. Ce să facem? Să ne îmbrăcăm cu armătură. Pentru ce? Ca să ne putem împotrivi când? În ziua cea grea. V-am spus de mai multe ori. Te consider că ești un om credincios, te consider că ești un om binecuvântat, te consider că ai credință, ascultă. Credința ta și toată lucrarea ta va fi încercată în ziua încercării. Când vine necazul peste tine și familia ta, atunci se vede ce putere ai, atunci se vede ce credință ai. Până când îți merge bine, până când e sănătos, până când ai tot ce trebuie. Zici că ești bine. Ei, în momentul când vine încercarea, ce faci? Cum te rogi? Cum strigi? Ce faci? Ce poziție ei? Ce autoritate ei? așa zice aici. Ca să, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea. Zice, împotriviți-vă tare în credință și el va fugi de la voi. Cine? Diavolul. Diavolul. Împotriviți-vă tare în credință. Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Nu vrea Dumnezeu să biruim numai jumătate, nu vrea Dumnezeu să ne dea victorie numai peste o parte din lucrare, ci vrea să biruim totul și să rămânem în picioare, nu să fim căzuți la pământ, nenorociți. Vai de mine, Doamne, s-a întâmplat ceva, te dăvălești pe, pe jos, nu mai știi ce să faci, ești disperat. Nu, Doamne Dumnezeule, ce să fac? Ce autoritate să iau, ce cuvinte să folosesc, ce rugăciune să fac, ce să fac, Doamne? De aceea noi trebuie să fim pregătiți, de aceea noi pregătim prin predicarea cuvântului, vă învățăm tot felul de lucruri, să știți unde este scris, ce este scris. Când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în pustie, după ce știți că El a fost botezat, a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit expre. Ce a folosit Iisus Hristos? A folosit cuvântul lui Dumnezeu cu care s-a împotrivit diavolului, diavolul să-L ispitească în diferite feluri. Și Domnul zicea, este scris, este scris, este scris. La fel și noi când vine ispita, când vine diavolul, când vine ispititorul și ne încearcă că este scris. Dacă ești un copil al Lui Dumnezeu, te spui, este scris, tu, deavole, tu n-ai niciun drept și autoritate spre mine, eu sunt proprietatea Lui Dumnezeu. Dacă te simți că ești atacat pe nedrept, n-ai niciun păcat, n-ai nimic de spus, tu trebuie să stai tare te împotrivești tare în numele Lui Iisus Hristos, îmi porunce să părăsești casa mea, familia mea, eu sunt un copil al Lui Dumnezeu, eu sunt binecuvântat, eu sunt sub protecție Lui Dumnezeu, eu sunt pe cu Duhul Sfânt, în mine este o putere, este Duhul Sfânt, iau autoritatea asupra ta, diavole, te leg, te mustru, să pleci. Adică trebuie să ai o autoritate, o îndrăzneală sfântă. Când apostolii Domnului au fost putezați cu Duhul Sfânt și au primit putere, uitați-vă acolo în fapte, spune, Doamne, dă-ne nu o îndrăzneală obraznică, ci o îndrăzneală sfântă să iau lui Dumnezeu, îi plac oameni hotărâți, oameni îndrăzneți, care să îndrăznești în a te lupta cu diavolul. Cei fricoși nu intră în cer. Frica nu e de la Dumnezeu, ce nu v-am dat un duc de frică, ci de putere, de autoritate, un duc care ne dă dreptul să-i spunem Dumnezeu Tată. Deci Dumnezeu vrea ca să se folosească de noi, să fim uh, prinde de putere și de autoritate. Uite ce spune aici, Filipeni 4,12, pot Totul în Hristos care mă întrește. Eu nu mă lupt, eu și dacă vin, am venit în această seară aici, deci nu am venit în puterea mea, vai de mine. Eu am venit aici trimis de Dumnezeu. Sunt aici împuternicit de Dumnezeu sunt aici un mesager, nu a oricui, n-am venit aici în numele, știu eu, a unei organizații, chiar dacă reprezint fundația mea, eu am venit aici în numele lui Isus Hristos din Nazaret. Eu sunt mesagerul Dumnezeului celui preanalt, mesagerul acelui atot puternic care m-a chemat la această lucrare, care mi-a încredințat predicarea Evangheliei, mesajului Dumnezeu care să aducă viață, care să aducă eliberare, sfințire, curățire. Deci n-am venit de capul meu, sunt aici în numele celui ce este mai presus decât orice nume, trimesc de Dumnezeu, împoternicit de Dumnezeu, autorizat de Dumnezeu ca să fac această lucrare, chemat la această lucrare de Dumnezeu, pus în această lucrare de Dumnezeu. Vedeți? Deci nu ne jucăm, mai nu venim să facem un spectacol. Aici este o lucrare absolut divină îndrăznesc să fac această lucrare fiindcă știu că pototul în Hristos care mă întărește știu că cel ce este în mine este mai tare decât cel ce este în lume adică Duhul lui Dumnezeu puterea aceasta extraordinar de mare care Dumnezeu a pus-o în mine este mai mare și mai puternic decât orice prezență demonică și că Dumnezeu mi-a dat acea autoritate când eu rostesc anumite cuvinte și fac aceste lucrări, ele să fie duse la îndeplinire cu da și amin. În Dumnezeu este numai da și amin. Și că îngerii, când Dumnezeu mi-a vorbit, nu un în înger, nu doi, toată oastea cerului stă la, parte, la spatele tău să te ajute și să te sprijinească. Păi când Dumnezeu mi-a vorbit că oastea cerească stă la spatele meu să mă ajute să mă sprijine, eu cred lucrul acesta. Eu cred că oastea cerului este la spatele meu. Eu cred că îngerii sunt în jurul meu. Eu cred că îngerii tăbăresc în jurul meu, în jurul familiei mele, în jurul bisericii mele. Sunt îngeri cu săbii învăpăiate, sunt arhanghel, sunt tot felul de, de îngeri care fac anumite lucrări. Slujitorii lui Dumnezeu care Dumnezeu i-a pus la dispoziția celor ce fac lucrarea lui Dumnezeu. Eu nu fac lucrarea mea, vai de mine. Este lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, El este cel care ne dă toate cele necesare să putem să ducem la îndeplinire ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trasat pe noi, ne-a însărcinat pe noi să facem aceste lucrări și vrem să luăm bine aminte. Timotei spune 2, Timotei 1,7, că și Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, vedeți, ci de putere de dragoste și de chipzuință, Iacov spune, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Vedeți, deci trebuie să ne împotrivim tare în credință. Un Ioan 4:4 4, voi copilași, o sunteți din Dumnezeu și ați biruit pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ioan 14 cu 12. Adevărat, vă spun că cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu, va încă va face altele și mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Așteptăm să vedem și învieri din morți. Așteptăm să vedem tot felul de semne și minuni. 1 Petru 5 8. Fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru diavolului dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Ce trebuie înțeles este că atunci când primim autoritate, avem și responsabilitatea să rupem orice blestem care este trimis peste noi și trebuie să fim într-o continuă veghere alertă că dușmanul nostru, diavolul, nu doarme. Este responsabilitatea noastră să rupe orice blestem trimis împotriva noastră. Iisus Hristos ne-a dat această putere și autoritate și El așteaptă de la noi să o punem în aplicare în numele Lui. Atenție, niciodată Dumnezeu nu va face ceea ce tu trebuie să faci. Noi de multe ori aruncăm prea multe lucruri în cărca Domnului. Ele le punem, nu, Domnul zice, tu trebuie să le faci. Tu trebuie să iei această autoritate. Te-am înzestrat, ți-am dat putere, ți-am dat cuvânt, ți-am dat autoritate, fă lucrare. De aceea noi o facem și mulțumim Lui Dumnezeu pentru această autoritate, slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului. Amin. Ne oprim aici și continuăm săptămâna viitoare. Ce să facem? O să mergem mai multe, mai multe emisiuni, dar sunt lucruri foarte importante și nu putem să trecem peste ele. Așa cum fac de obicei, nu vreau să treacă nicio emisiune în care să nu dăm ocazie telespectatorilor noștri să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. De ce? dacă cineva în această seară dorește ca să facă o promisiune înaintea lui Dumnezeu, ca să își predea viața, rugăciunea aceasta de predare este o rugăciune prin care tu, de bunăvoie, îl inviți pe Iisus Hristos în viața ta. Dumnezeu nu invadează viața nimănui, nu forțează pe nimeni. Dumnezeu zice așa, Domnul Iisus, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, care ușa? Ușa inimii. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De aceea și în această seară, dacă de bună voie, nesili de nimeni, dorești să-ți predai viața în mâna Domnului, înseamnă că a sosit clipa celei mai mari minuni, care se cheamă minunea mântuirii și a vieții veșnice. Iubitul meu ascultător, ești tu gata să-ți deschizi inima? Dacă da, ia o mână și pune-o pe inimă, și una ridică spre cer, îngenunchează acolo unde ești și repetă după mine această rugăciune și spune astfel, Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Recunosc înaintea cerului și al pământului că sunt un păcătos și mărturisesc păcatele fără de legile și nelegiurile mele. Și te rog, Doamne Iisuse, aruncă-le în marea uitării și dăm, Doamne, o iertare, o dezlegare și o eliberare totală. Doamne Iisuse, eu cred că Tu ai venit de la Tatăl Ceresc, că ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, ai venit, Doamne, pe pământ ca să mori pentru păcatele omenirii. Cred, Doamne, că ai murit și pentru păcatele mele. Cred, Doamne Iisuse, că Tu ți-ai vărsat sângele și pentru mine. Cred că ai înviat a treia zi, te-ai ridicat la ceruri și stai la dreapta Tatălui și mijlocești și pentru mine. De aceea, în această seară, Doamne, mijlocește pentru mine numește-mă și pe mine înaintea Tatălui, cere și pentru mine iertare, îmi deschid inima să te primesc pe tine ca Domnul meu și Mântuitorul meu. Te rog, Doamne, iartă-mi păcatele, ajută-mă, Doamne, să închei un legământ cu tine în apa botezului, ca numele meu să fie scris în cartea vieții, să fiu pecetuit cu Duhul Sfânt și să fiu și eu un cetățean al cerului. De aceea, Doamne Iisuse, preia Tu viața mea, familia mea, sub controlul sub călăuzirea Ta, ajută-mă să trăiesc și să exist după voia Ta, Doamne. Amin, amin, amin. Dacă ați făcut această rugăciune, ați făcut cea mai mare lucrare ca să vă puteți apropia de Dumnezeu. Vrem ca și în această seară să vă ne prezentăm o cântare frumoasă care spune Isus Hristos e Domnul. După această cântare o să avem o, o scurtă publicitate, și apoi o să revenim în a doua parte. Vă doresc vizionare plăcută la acest videoclip. iată din nou împreună, a doua parte a emisiunii Miracul Creștin, cei care ați deschis televizorul poate mai târziu. Suntem o emisiune de suflet, o emisiune spirituală, o emisiune spre slava lui Dumnezeu. Sunt pastorul Marius Ațegan și sunt aici la dispoziția telespectatorilor. În a doua parte a emisiunii o să ne rugăm pentru problemele dumneavoastră. Săptămâna trecută, din păcate, am avut o mică problemă tehnică și n-am putut să preluăm telefoane. Astăzi o să sperăm că merge totul bine. Nu Încă mai amânăm puțin până dăm drumul la telefoane. Vreau doar să mai fac câteva anunțuri. În primul rând, așa cum vedeți, pe micul ecran avem acolo un, o adresă de, și un cont pentru contul Fundației Maranata. Pentru cei care doriți să faceți donații, avem un cont deschis la Banca Bank Post, alba Iulia, Fundația Maranata, cu numărul de cont suntem într-o situație critică cu fundația noastră, de ce noi susținem această emisiune la televizor, susținem lucrarea de construcție, dar a apărut o problemă mai mare, am fost impozitați cu un impozit foarte mare pe clădirea bisericii, plus că ni s-a dat o scutire de impozit pe 2013-2014, ni s-a luat această scutire, și acum trebuie să plătim și din urmă pe un an și jumătate, parțial 2013, total 2014. Și sigur că nu avem resurse, nu avem venituri și facem apel la telespectatorii noștri care au milă și îndurare să ne ajute cu aceste donații. Deja cineva a făcut o donație. În cont, mulțumim frumos, Domnul Iisus să vă răsplătească. Cei care vreți să susțineți aici o emisiune sau două sau pe o lună la televiziune, puteți suna aici la tele telefonul telespectatorului și să faceți o donație. Puteți să rămâneți anonim, nu este important, eu nu trebuie să știu, dar dacă știu, o să vă mă rog pentru dumneavoastră. Puteți să veniți în biserică personal, să puteți să faceți acolo o donație dacă este, este înțeles, este permis să se dea și 0,2% cei care vreți să dați, să scutiți de la impozit, banii aceia să-i donați pentru fundații, asociații, puteți să faceți și lucrul acela. Cum vă călăuzește Dumnezeu? Noi vă mulțumim oricum și uh, pentru voi suntem aici la dispoziția voastră, de aceea îndrăznesc să apelez, cuvântul Domnului spune că fiecare să facă parte din bunurile lui celui ce îl învață din cuvânt. Eu mă consider aici un învățător pentru voi, din Scriptură, îmi petrec timpul meu aici și energia mea și uh, vin aici să stau la dispoziția dumneavoastră, atât aici cât și în biserică, să vă stau la dispoziție și atunci așteptăm ca și voi să faceți ceva pentru Dumnezeu. Lucrarea la Dumnezeu se face cu bani, sunt anumite responsabilități care le avem, cuvântul Domnului spune, dați cezarului ce este a cezarului, dați la Dumnezeu ce este al Dumnezeu. Sigur că dacă statul ne cere impozii, noi trebuie să-l plătim, trebuie să ne supunem legilor, autorităților, nu putem să ne ferim de aceste lucruri, sunt niște lucruri niște legi, unde lege nu-i și trebuie să ne facem partea aceea nu avem de unde, facem apel la dumneavoastră am făcut un apel la primăria albăilea, consiliul local ne-a înțeles, dar din păcate curtea de conturi a venit și a spus domne, nu ni s-a dat pe drept, cu toate că n-a verificat nimeni nimic, au, au fost niște acuzații pe nedrept, au fost niște lucruri care nu sunt adevărate dar nu putem să facem nimic Trebuie să ne supunem și din cauza aceasta apelăm la amabilitatea voastră și dragostea voastră și știți, se spune cuvântul, mila biruiește judecata. Trebuie să avem milă. Milă și îndurare. Trebuie să ne facem partea. Chiar astăzi discutam în biserică despre a ne, a ne clădi ceva în cer. Cuvântul Domnului spune că cel ce vrea să strângă o comoră, să o strângă în cer, nu pe pământ, și că pe pământ comorele le fură hoții, le mănâncă molia, le ruginește rugina în cer, acolo nu le mănâncă nimeni, nu le ureia nimeni, ci acolo te vei întâlni cu ele. Dacă vrei să ai o casă frumoasă în cer, să ai o răsplată frumoasă în cer, poți să transferi acum, cât ești în viață, că după ce mori, nu mai poți face nimic. Și cine știe după tine ce se întâmplă, știți cu toții, nu putem duce nimic, mergem cu mâini goale. Aici, cât putem să ajutăm, cât putem să sprijinim, cât putem să facem un lucru bun, să-l facem. Zice că cine poate să facă un bine, și nu-l face, este un păcat. Așa că, încă o dată, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere, să putem să facem binele, să putem să ajutăm. Sigur că datoria noastră este ca să ne aducem zeciuielile, să ne aducem darurile noastre în bisericile de unde facem parte. Dar, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă și primiți și prin această emisiune o învățătură, primiți oarecare un uh, confort sau uh, ne rugăm pentru voi, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să dați și pentru... Lucrarea Bisericii Maranata, Domnul Isus să vă binecuvinteze. Noi suntem un grup mic, deocamdată Biserica nu este gata. Cei care vin în Biserică vedesc că nu suntem mai mult de 30, 40, maxim poate 50. În general sunt 10, 20 care vin la rugăciune. Așa că suntem un număr mic de enoriași, puterea Bisericii este foarte mică. Avem în Biserică botezați peste vreo 400 de suflete care sunt prin tot județul și, și mai departe au plecat fiecare de unde au venit, vin mulți din toate locurile, dar nu sunt, să zicem așa, membrii activi ai bisericii. De deci, sunt cei care suntem activi acolo, suntem un grup destul de mic. De-abia facem față la cheltuielile și utilitățile care le avem de plătit și acolo. Așa că, dacă puteți, din toată inima, vă rog să ne ajutați. Uh, încă un eveniment, vă aminteam despre uh, eclipsa de lună, acea lună roșie, în noaptea aceasta. Deci vă spuneam despre 28, care este mâine, dar după cât am înțeles, uh, eclipsa va fi în noaptea aceasta, între 27 și 28, așa că cei care vreți să urmăriți, puteți să urmăriți, este un eveniment destul de rar și este evenimentul... Uh, care este a patra lună roșie, care cade într-o zi a sărbătorilor evreilor, se cheamă Quadruple, de la 4, de la 4, și acest lucru se întâmplă destul de rar. Am înțeles că nu se va mai întâmpla încă pentru vreo 400 de ani. S-ar putea ca să fie un semn, și sunt convins că este un semn din partea lui Dumnezeu, după care pot să urmeze anumite evenimente așa cum s-a prezis zilele acestea trecute că vor fi anumite evenimente care nu s-au întâmplat, este și un eveniment care spune, domne, s-ar putea ca anul acesta sau anul viitor să înceapă apocalipsa, să intrăm în cei șapte ani de apocalipsă. Este foarte posibil. Intrăm în anul jubiliar, care iarăși are o importanță foarte mare. Ar trebui să fie un an de restaurare, s-ar putea să fie un an de judecată. Nu știm. Se așteaptă o cădere financiară. În general, oamenii de știință, economii, economi spun că este un ciclu de șapte ani și tocmai intrăm în terminarea acestui ciclu și se așteaptă o cădere financiară. Nu știm. Orice caz, intrarea în apocalipsă nu va fi ușoară, va fi cu tot felul de probleme economice, financiare, politice. Se anunță vești de războaie, nu știm exact ce se întâmplă, este mare tensiune în Israel ceasornicului Dumnezeu întotdeauna a ținut cont de evenimentele din Israel, deci trebuie să privim ce se întâmplă acolo și de acolo să vedem anumite timpuri, așa cum Domnul Iisus Hristos a făcut acea mare prorocie, profeție care a fost împlinită, Domnul ne spune în, în, în Matei 24 acolo, zice, învățați de la pilda zmochinului când veți vedea că îi înfrunzește frunza, veți ști că timpul este aproape și neamul acesta nu va pieri până când toate cele scrise se vor împlini. Cine este smocinul sau măslinul este statul Israel. Ce s-a întâmplat cu statul Israel? În anul 70 după Hristos, statul Israel a fost ras de pe fața pământului, evreii au fost împrăștiați în toată lumea și timp de aproape 2000 de ani evreii n-au avut un stat. În 1948, Palestina era sub colonie, sub dominație engleză, colonie engleză, în 48, în 15 mai, Inglezii le-au dat autonomie, le-au dat din nou independență evreilor să facă un stat fără război, fără niciun fel de revoluție sau de intervenție, ce a fost doar intervenția lui Dumnezeu. Deci în 48 s-a renăscut statul Israel și a înverzit din nou măslinul sau zmochinul. Și Domnul spune, neamul acesta care se va naște după perioada asta din 48 va vedea sfârșitul. Ei, gândiți-vă că suntem cam aici, ăsta este neamul. Noi cei care suntem acum în viață suntem cam după după 48, după 50, și credem că suntem generația care am fost rânduiți ca să vedem evenimentele sfârșitului și să vedem Apocalipsa. Ce este Apocalipsa? Apocalipsa nu este altceva decât cei șapte ani, săptămâna profetică a lui Daniel, ultimii șapte ani de Apocalipsă, timp în care vor fi mai multe evenimente foarte importante, care vor fi, se vor întâmpla la trei mari cicluri de către șapte, sunt șapte pe care se vor rupe, sunt șapte trâmbițe care vor suna și sunt șapte potire care se vor vărsa pe pământ cu toate urgiile lui Dumnezeu. Ei, bazat pe Scriptură, bazat pe ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, Biserica lui Dumnezeu va fi răpită, va fi luată la ultima trâmbiță, la cea de-a șaptea trâmbiță. Deci sunt șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte potire. Sigur că Biserica intră, nu total, însă o bună parte vom intra în Apocalipsă, vom trece de capitolul 13, acolo unde anticristul, acest om care se va ridica în numele păcii, va veni și va folosi puterea întunericului, puterea deavului să nimicească poporul lui Dumnezeu, să forțeze primirea acelui cip, acelui semn al fiarei 666 pe mână sau pe frunte și cei care nu vor primi vor fi masacrați, decapitați, adică se întâmplă niște lucruri extraordinare, nu o să vă vine să credeți, deja în Statele Unite sunt pregătite peste 800 de centre de concentrare. Ei le numesc așa-numitele parcuri, zone rezervate, rezervații, parcuri naționale, dar din păcate sunt, în, sunt îngrădite cu garduri de sârmă, cu acele special făcute nu ca să nu intri și să nu poți să ieși afară. Când faci ceva ca să nu intri într-un parc, îl faci pe să nu poată să sară înăuntru aici sunt făcute să nu sar dinăuntru afară. Adică vor fi niște centre de concentrare pentru creștini, pentru tot felul de persecuții. Deja sunt duse acolo milioane de sicrie, sicrie de plastic, un fel de sicrie făcute pentru patru persoane, body bags, acele, acele pungi de plastic unde să fie puși și băgați în grop comune cei care vor fi omorâți acolo. Atenție! ceva ce nu mi-a venit să cred, s-au distribuit în aceste centre 30 de mii de ghilotine. Se taie capul. Spune clar în, în, în Apocalipsă, vedem acolo că mulți dintre sfinți, mulți dintre cei care n-au primit semnul fiarei, semnul pe mână, au fost decapitați. Punk, sub această administrație din America, Obama... S-au pregătit 30.000 de, de ghilotine care s-au împrăștiat în toată America. Deci nu așteptăm vremuri bune deloc, ci așteptăm vremuri foarte critice care să vină pe fața Pământului. Bun, haideți să afișăm uh, telefonul telespectatorului pe micul ecran, am înțeles că s-ar putea ca de săptămâna viitoare să se schimbe telefonul, o să vă rog să urmăriți în cazul că nu mai puteți suna pe numărul acesta, o să fie alt număr, dar noi o să-l afișem și o să vă transmitem săptămâna viitoare. Așa că cei care doriți să mă sunați în direct, puteți suna acum la acest număr și să vă preluăm telefoanele cu dorințele, cu problemele care le aveți. Și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca și în această seară să ne asculte și să ne dea rezolvare ca toți cei care au probleme în această seară să poată să primească vindecare, eliberare sau tot ceea ce Dumnezeu are în plan. Se pare că avem un prim telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Cu Nicolae din Sebeș. Nicolae din Sebeș. Ce ne spune domnul Nicolae? Aș vrea o rugăciune pentru spor în casă. Așa. Și rugăciune pentru mine că mă duc la operație la Târgu la inimă. O să mergi la operație la inimă? La, la Târgu Așa? Și rugăciune pentru nevastă care e Parkinson. O, o nevastă are cancer. Parkinson, nu cancer. Am înțeles. Greu, foarte greu, foarte greu. Și rugăciune, pe, și rugăciune pentru copii. Și pentru copii. Da. Domnul Isus să vedea putere, să vedea dea răbdare și să vedea dea biruință. Este foarte greu, când, unui cu cancer, unui cu inima, este foarte greu. Dar să aveți credință în Dumnezeu, să aveți nădejde în Dumnezeu, că Dumnezeu poate să vindece și să vă aducă izbăvire. Bine, de Domnul Nicolae! Mulțumim care frumos care de telefon, ne rugăm care pentru care voi. Domnul Isus să vă binecuvinteze. Noapte bună, la revedere! Bun. Doamne Dumnezeule! În numele Domnului Isus Hristos din Nazaret vin să bat, Doamne, la ușa milei și îndurării tale. Mă unesc, Doamne, cu Nicolae din Sebeș, care în această seară vine, Doamne, să ceară mila și îndurarea ta. Doamne, s-au spus aici cuvinte grele. El este bolnav de inimă și așteaptă să plece la operație la Târgu Mureș. Soția este bolnavă cu cancer. Doamne, Dumnezeule, ce mare durere în această familie. Te rog, Isuse Hristoase, în numele Tău, Doamne, mijlocește înaintea Tatălui pentru această familie. Vin, Doamne, să ceri iertare, iertare pentru orice păcat, orice fără de lege, orice nelegiuire, Doamne, care a fost săvârșită cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gând. De aceea, Doamne, vin să dezleg periculaie familia lui, soția lui, copiii lui, casa lui, Doamne, de orice greșeală, Doamne, care a fost săvârșită cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, Dumnezeule, Scrie grațiere în dreptul acestei familii, scrie, Doamne, iertare. Nimicește Tu, Doamne, orice drept pe care deabolo a avut în casa aceea, nimicește orice blestem, închide orice poartă deschisă, Doamne. Dacă sunt, Doamne, porți deschise prin păcate strămoșești sau alte forme de, 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 de păcate, Doamne, închide Tu porțile acelea, iartă Tu, Doamne, iartă, Doamne Dumnezeule, iartă păcatele strămoșești, Doamne. Dă, Doamne, biruință, ridică un steag de biruință în dreptul acestei familii. De aceea, numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, prin puterea sângelui, mielului, vărsat la crucea calvarului, Doamne Iisuse, vin să leg toată puterea Duhurilor Întunericului, Duhuri de boală, Duhuri de cancer, Duhuri de boală de inimă, Duhuri, Doamne, care au creat probleme în casa aceasta, ceartă, ură, răutate, Duhuri de necredință și toate celelalte de neputință, toate celelalte Duhuri asociate cu ele, le leg în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret și le poruncesc să părăsească casa aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Dumnezeule, mustru Duhul acela de bolă la inimă care este peste Nicolae, mustru Duhul acela și îi porunce să părăsească trupul lui. În numele lui Iisus Hristos, mustru Duhul acela de cancer care este peste soția lui, duc de cancer și toate celelalte ducuri asociate, vă mustru și vă leg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, prin puterea sângelui, mielului, care a fost vărsat pe crucea calvarului, cer victorie cer eliberare, vindecare, sfințire peste această familie. Doamne le fă numele de slavă. Adu spor în casă, lor, mintează copiilor, cu un de ascultare, cu sănătate. Adu, Doamne, mântuire și pocăință peste casa aceasta și în toate, Doamne, numele Tău și numai numele Tău să fie prostăbi și glorificată. Încredințez în mâna și în brațul Tău și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia, amin, mărire ție, Doamne, slavă ție, glorie ție atâta suferință, atâta necazuri și atâtea probleme. Haideți să încercăm să mai luăm încă un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Dar cu cine vorbim? De la Gârbova de Sede Aurica din Gârbova, frate. Aurica de la Gârbova. Da, spune Aurica. Aș vrea și eu să vă rugați pentru nepoțică de-a mea. Ieri au avut un accident, o lovit o mașină. O nepoțică, cum o cheamă? Uh, Antonia. Antonia. Și a fost lovită de mașină? Da. Am înțeles. În spital? În spital, în de la Alba, am trimis o la Sibiu. Am înțeles. Bine, bine, draga mea. O să ne rugăm și... Am înțeles. Ne, ne, ne rugăm ca Domnul, ca Domnul să intervină. Spune. Îl deplasat creierii din Cum? Îl deplasat creierii de la... Ai lovit-o la cap. Da, la cap, Am înțeles. Bine, draga mea, bine. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Mulțumim frumos de telefon. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Noapte bună. Pentru mână. nepoțica, pentru Ioana vrem să -șo ne șonirăm. Mai aveți încă o nepoțică Ioana? Da. Tot nepoțică. Da, pentru Patricia, nepoata mea. Patricia. Bine. Pentru Fabian, nepoțelul meu. Fabian. Am înțeles. Pentru familia noastră, frate. Da, am înțeles. O să Bine. -am Dumnezeu, pacea în casă, să liniștească. Da, Aurica. Ori, Bine, mulțumim frumos de telefon. Bine, Doamne ajută, multă sănătate, Doamne. la revedere, noapte bună. Doamne Dumnezeule mă unesc cu Aurica de la Cârbova, care în această seară vine să mijlocească în primul rând pentru nepoțica ei, Antonia, Doamne, care a avut, este lovită la cap, a avut un accident de mașină. De asemenea, mijlocește pentru uh, nepoții ei, Ioana, Patricia, Fabian, pentru familiei, Doamne Dumnezeule, în primul rând te rog să dai tu o iertare și o dezlegare acestor familii, familia lui Aurica și familia acestei nepoțici pe nume Antonia. Dezleg, Doamne, aceste familii în numele lui Isus Hristos din Nazaret de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, nimicește orice drept pe care diavolul l-a avut asupra acestor familii, orice blestem să fie nimicit, orice lucrare diavolească să fie nimicită, orice legătură demonică să fie nimicită, Doamne Dumnezeule, ca tu să poți să intervii în aceste familii. Doamne, mă rog pentru copil copilă aceasta, nepoțica aceasta Antonia, care este lovită la cap. În numele lui Iisus Hristos mustrăm Duhul acesta care a provocat acest accident. Doamne, Dumnezeu le chemăm numele Tău cel Sfânt, prezența Ta, puterea Ta, ungerea Ta. Lasă, Doamne Iisuse, o picătură din balsamul Tău de vindecare peste trupul ei, acolo unde este în Sibiu, un spital. Doamne Iisuse, tu ești creatorul și făcătorul tuturor lucrurilor, tu ești medicul suprem. Tu poți, Doamne, să refaci creierul ei, tu poți să refaci orice mădular, tu poți să dai, Doamne, înțelepciune medicilor care se lucrează, Doamne, și care trebuie să opereze și să intervină, Doamne, de le înțelepciune, de le pricepere, lasă ungerea ta peste fetița aceasta, Doamne, este o durere în casă, în familia lor, Doamne, te rog, vindecă, Doamne, orice mădular în numele lui Isus Hristos, chemăm numele Domnului Dumnezeului Celui Preanal, Dumnezeul lui Avram Isaac și Iacu, peste această lucrare. Doamne, întinde brațul Tău cel puternic și fă, Doamne, această vindecare, această restaurare. Medicii să vadă, să se minuneze, că s-a produs o minune, căci minunea aceasta -a, fă, -a, fost făcută de Dumnezeul cel preanalt, creatorul și făcătorul tuturor lucrurilor. Doamne, fă numele de slavă, să se știe, Doamne, că Tu ești Dumnezeu și ești adevărat și Tu faci semne și minuni că eu sunt slujitorul Tău și că am făcut această rugăciune în această seară. Te rog, Doamne, și pentru nepoții aceștia, pentru Ioana, pentru Patricia, pentru Fabian, pentru familia lui Aurica, Doamne, binecuvintează îi sfințește, du mântuire, pocăință în viața lor, dus spor în casă și binecuvântările Tale cerești pământești. Îi încredințăm, Doamne, în mâna și în brațul Tău și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin, amin, amin. Da, este mare durere să ai un copil accidentat, să sunt probleme, special la cap, lovituri la creier, sunt foarte grele, dar Dumnezeu este cel ce poate să facă și această minune. Haideți să vedem dacă mai avem un telefon. Alo, bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Vreau și eu rugăciune. Dar cum vă, cum vă numiți, vă rog? Numele. Alo. Da, am spus cum vă numiți și de unde ne sunați. Lenuța, sunt din Slana și vreau și eu Da, Lenuța de la Slana, da? aveți mai o pic răbdare să scriu Slana. Nu, acum spuneți, cu ce probleme? Pentru să de o sănătate și să le iese Dumnezeu plătățile lor și la nepoții mei. Așa, sănătate pentru așa și pentru nepoți, așa, altceva? Da, și pentru nepoții. Dumnezeu să le ierte păcățile și Dumnezeu să fie în ajutorul lor și să pine cu Am înțeles. Și pe mine, da. Și să ne Am înțeles. Bine, Lenuța, bine. Mulțumim, Mulțumim frumos de telefon. Doamne, ajută noapte bună. Doamne, Dumnezeu le mă unesc cu Lenuța de la Slavna, care în această seară mijlocește pentru familia ei, pentru nepoții ei, pentru toți cei dragi din casa lor. Doamne, Dumnezeu le să dezleg și această familie în numele lui Isus Hristos din Nazaret de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, nimicește orice plan vrășmaș, nimicește orice prezență demonică, nimicește orice blestem, scrie în dreptul lor gațiere, iertare, dezlegare, Doamne Dumnezeule, dacă este vreun drept pe care deavolat acolo nimicește-l, de aceea în numele lui Iisus Hristos de Nazaret vin să leg toată puterea duhurilor întunericului, duhuri necurate, duhuri de necredință, duhuri de blesteme, duhuri de boală, orice duc necurat în, în, în numele lui Iisus Hristos, îl leg împreună cu toate celelalte duhuri asociate cu ele și le poruncesc în numele lui Iisus Hristos să părăsească familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, lasă Garda de înger, păzitor, să păzească, lasă binecuvântările tale pământești, lasă pocăință, mântuire, viață veșnică. Doamne, putează nepoții și familia aceea și pe lenuța, Doamne, și îi încredințez în mâna și în brațul tău și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt, Aleluia, Amin, Amin, Amin. Să vedem dacă mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo! de la Cu cine vorbim? Cu Sara de la Sebeș Sara de la Sebeș, da? Spune, Sara. Da. Pentru ce vrei Am să ne rugăm? De 8 ani. Așa? Pentru bunica mea care m-a crescut de mică. Așa? Mătușica mea, feluța Pentru și mei. Așa? Pen pentru verii mei. Așa? Sarele mele. Așa. Și pentru, mă, pentru mătușa mea Tanti Mărioara și pentru mătușa mea Tanti Și da. pentru studioara mea Violeta, care are probleme la inimă. Violeta. Și pentru tatăl meu. Probleme la inimă. Așa, și pentru tată. Vă tatăl. rog, mă, să vă rugați pentru ea. Bine, sigur că da. Mulțumim frumos, Sara. Domnul Iisus te binecuvinteze. Ne vom ruga pentru toată casa și familia voastră. Domnule. Bine, la revedere, noapte bună, Doamne ajută! Domnule. Doamne Dumnezeule, iată că și copiii mijlocesc în această seară și copiii sunt cei care vin, Doamne, și îndrăznesc să ceară ajutorul Tău. Tu ai spus, Doamne, într-o circunstanță, lăsați și să vină la mine. Doamne Iisuse Hristoase, ascultă! glasul acestei copil, acestui copilaș, acestei copile, Doamne, și te rog, primește, Doamne, rugăciunea, primește, Doamne, cererea noastră care o aducem înaintea tronului de milă și de har. Doamne, Dumnezeule, amintim pe bunica ei care a crescut-o, pe mătușile ei, Doamne, pe Mărioara și Nela, Doamne, amintim peste Luța, amintim unchii ei, verii ei, Doamne, surorile ei, Violeta care are probleme cu inima, am înțeles, Doamne, tatăl ei și toți din casa lor. Doamne, Dumnezeule, vin să dezleg această familie în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voi, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne Dumnezeu le scrie grațiere, scrie iertare în dreptul acestei familii, scrie binecuvântare. În numele Lui Iisus Hristos din Nazaret vin să leg toată puterea Duhurilor Întunericului, Duhuri de boală, Duhuri de neputință, de necredință orice duc străin legă în numele lui Isus Hristos de Nazaret și îi poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să ducă direct în adânc, să nu se mai toarcă niciodată. Doamne Isuse, trimite îngerii tăi să facă această lucrare, trimite o gardă de îngeri păzitori. În mod deosebit ne rugăm pentru Violeta care are probleme la inimă, mustru Duhul acela de boală și poruncesc inimii să fie vindecate și Duhul acela să părăsească trupul ei, să ducă direct în adânc. Doamne, binecuvintează pe tatăl ei, pe surorile ei, pe unchii ei, pe mătușile ei, Doamne Dumnezeule, Lasă tu mântuire, pocăință în familiile acelea, în casa aceea, binecuvântările tale cerești și pământești și fă-ți, Doamne, numele de slavă. Încrede ți mâna și în brațul tău și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin, amin, amin. Haideți să preluăm încă un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Sora Delia de Decea. Delia de la Decea. Da, spune, sora Delia. Aș, aș vrea o rugăciune pentru copiii mei. Am doi băieți și o fată, băiatul Tavi, cel mai mare, Așa. Mircea, e cel mai mic și Alina, fata mea. Tavi și cum îl cheamă pe-al doilea? Mircea. Mircea. Da, și... și Alina, fata mea. Așa. Alina în Germania, lucrează, băiatul meu e prin țară, cu mașina umblă. E angajat la o firmă acolo. Așa, Domnul să-l binecuvinteze. Să-i stai Dumnezeu un loc de muncă aici mai aproape de casă, că e prea departe. Așa. Altceva? Dumnezeu să le binecuvânteze, să le dea sănătate, să le ferească de rău. Amin. Sunt, sunt copiii, sunt mântuiți, sunt încheiați, au încheiat legământ cu Domnul? Am, sau nu încă? Tavi și Alina au încheiat legământ cu Domnul, dar au fost niște probleme. Uh -huh. Și eu cred din toată inima că Domnul va lucra din nou. Amin. Sigur că da. Domnul se întoarcă înapoi. Dacă s-au îndepărtat mea, de Domnul. Vesna. Ci, cine? Am nepoțita Vesna de 8 ani. Așa. Care e în clasa a doua. Așa. Și aș vrea să vă rugați și pentru ea că să-i ajute Dumnezeu ca să poată să învețe bine la școală. Amin. Da. Sigur că și câteodată da. așa are emoții și apoi parcă ea zice câteodată că bun e așa mi se face rău, dar nu are emoții. Am înțeles. Dar Domnul Dumnezeu să... să dea putere. Stii? Amin, amin, amin. Și Bine. pentru mine să vă rugați. Sigur că da. Dea Dumnezeu putere să stau lângă Dumnezeu. Amin, amin. Să fac voia Lui. Bun, mulțumim frumos, mulțumim de telefon, Domnul Iisus să vă asculte rugăciunea și să ne mai sunați și altă dată să ne spuneți vești bune. Bine, la revedere. doamne ajută. ajută, noapte, bune, doamne ajute. Doamne ajute, noapte doamne bună, doamne ajută. Doamne ajută, Dumnezeu, e mă unesc cu sora Delia de la Dece, care în această seară aduce, Doamne, copiii ei, familia ei, nepoțica, vesna și toți cei din casa ei. Doamne, Dumnezeu le vin să dezlegă această familie în numele lui Isus Hristos de Nazaret, de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, să vorbiște cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, Dumnezeu le binecuvintează, sfințește, curățește, scrie grațiere și iertare în dreptul acestei familii. Ne rugăm, Doamne, pentru Tavi și Alina, care, Doamne, poate s-au îndepărtat de tine, întoarce înapoi, restabilește tu legătura cu ei, pacea, unitatea, te rog și pentru Mircea să-i dai mântuire, Doamne, te rog și pentru Vezna, dacă este, Doamne, vreun duc de teamă, de frică, de neliniște peste ea, Doamne, binecuvintează, unde părtează Ducul acela, de aceea numele lui Iisus Hristos, vin să leg orice duc străin, orice duc de frică, de teamă, de necredință, de neputință care este peste casa aceasta, îi legăm aceste ducuri cu toate celelalte asociate cu ele și le poruncim să părăsească casa aceasta, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, lasă bine cuvântarea ta, protecția ta, garda ta de îngeri mântuire, pocăință și viață veșnică. Îi în mâna și în brațul tău și îți mulțumesc, Tată, pentru această lucrare. Trebuie să-i dai și lui putere, să te urmeze pe tine, să facă voia ta, să fii un vas de cinste și în toate tu să fii prostovit și glorificat. Și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Haideți să mai preluăm încă un telefon. Alo, bună seara! Bună seara. Cu cine vorbim? Cu Angela de la Sebeș. Angela de la Sebeș. Da, spune Angela. Aș da. vrea să vă rog să vă rugați pentru familia mea, A. pentru băieții mei, așa, pentru nepoții mei, așa, pentru sora mea, așa, sora, da, pentru verișoarele mele bolnave. Verișoare bolnave. Am înțeles. Da, și pentru spor în casă, vă rog. Sigur că da, spor în casă. Și pentru nepotica mea, Sara, care s-a sunat adinea UTV, Dumnezeu minte și învățătură să învețe bine Da, Sara este nepotica noastră. Da, da. Da, mulțumim frumos că ea a sunat. Bine. Ne vom fi... Bine, mulțumim. La revedere. Noapte, noapte bună, Doamne ajută. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Angela de la Sebeș, care în seara aceasta vine să mijlocească pentru familia ei, pentru băieții ei, pentru nepoți, pentru sora ei, pentru verișoara care este bolnavă, verișoarele care sunt bolnave, pentru spor în casă, pentru ca Sara care ne-a sunat, Doamne Dumnezeule, vin să dezleg și această familie în numele Lui Isus Hristos din Nazaret de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voi și fără de voi, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, scrie grațiere în dreptul acestei familii, iertare și pentru băieți și pentru nepoți și pentru verișoarele bolnave, scrie, Doamne, mântuire în dreptul lor, de aceea în numele Lui Iisus Hristos vin să leg toată puterea Duhului Întunericului, Duhuri de boală, de neputință, de necredință, orice duc străin leg în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret și îi poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Pune, Doamne, o gardă de îngeri păzitori, Lasă binecuvântări tale cerești, pământești de spor în casă, binecuvântări, Doamne, mântuire, pocăință și viață veșnică. Îi încredințez în mâna și în brațul tău și fă Doamne, numele de slavă și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia, amin, mărire ție, Doamne, slavă ție. Haideți să preluăm încă un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Cu Maria de la Sebeș. Maria de la Sebeș, da, spuneți, Doamna Maria. Avem și mă nepotovrime cu copii. Am un băiat și se recătim pe rest. De la cap. Un băiat bolnav, da? Da. Așa. Da. Altceva? Nu Pentru nepoți. Nepoți. Așa, altceva? Poliți din casă, să avem bine casă. Am înțeles. Bine. Mulțumim frumos de telefon. O să ne rugăm pentru familia voastră și pentru băiatul care este bolnav și pentru nepoți. Pentru pătru. Pătru. Am înțeles. Bine. Mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută, noapte bună, la revedere. Doamne, Dumnezeu mă unesc cu Maria de la Sebeș, care în această seară mijlocește pentru băiatul care este bolnav la cap, pentru nepoți, pentru Petru, Petru și pentru spor în casă. Doamne, Dumnezeule, vin să dezleg și familia aceasta, casa aceasta, în numele lui Isus Hristos din Nazaret, de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, să cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, nimicește orice plan vrășmaș, scrie grațiere, scrie iertare în dreptul acestei familii. De aceea, în numele lui Isus Hristos din Nazaret, iau autoritate asupra acestei familii și vin să leg orice duc de boală, special băiatul care este cu boală la cap, ducul de boală, orice duc de suferință, de neputință, de neștiință, de necredință și toate celelalte ducuri asociate cu ele, orice vicii le leg în numele lui Isus Hristos din Nazaret și le poruncesc să părăsească casa aceasta, familia aceasta, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, binecuvintează tu familia aceasta, lasă pocăință, mântuire, viață veșnică. cuvinte te tale cerești pământești în toate numele tău să fie prostoviști și glorificat. Îi mâna și în brațul tău și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Haideți să mai preluăm încă un telefon și apoi o să facem o rugăciune generală pentru toți respectatori. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Da, cu cine vorbim? cu Tânde din Ciumbrun. Cum vă numiți că n-am... Tânde. Tânde, din Ciumbrul. da, așa, spuneți. Când din brut. Așa, din ciubrud. Cu ce vă putem ajuta? A, aș vrea să vă rugați și pentru fata mea, Diana. Așa. Și pentru soțul meu, David, care a încheiat un legământ cu Dumnezeu și cam s-a lăsat. Aha. Că avem niște duhurile în casă. Dar auziți, dumneavoastră, mie, casă. dumneavoastră, ați, ați încheiat un legământ cu Domnul? Eu nu, dar... Dar el da. Nu. Da, păi, da. păi ar trebui să încheiați și dumneavoastră și să-l ajutați, să-l sprijiniți ca împreună, să puteți să duceți sargina amândoi. Nu? Da, dar vă rog să vă rugați și pentru mine că umbrăm la biserică și prin aiut și peste tot și avem niște duhurile în casă și blesteme. Cred că aveți, cred că aveți, că duhurile alea nu vă lasă să faceți ce trebuie. Bun, o să ne rugăm. Altceva. Da. Mai este e... altceva? Și când ați spus rugăciunea să ne punem în genunchi și să punem mâna pe inimă și noi ne-am rugat și am început să plâng. Foarte bine. Asta este o cercetare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt aduce o, stare prin care omul este conștient de starea de păcat și în general un plâns care îl aduce Dumnezeu este un plâns bun. Înseamnă că Dumnezeu a cercetat inima dumneavoastră. Așa că nu sunteți, da. de, nu sunteți departe de Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute, ca să încheiați noastră legământul cu Domnul, să fiți împreună cu soțul, să vă susțineți în rugăciune și să puteți ca împreună să duceți sarcina aceasta, care nu este ușoară. Nu este ușoară să duci o viață de pocăință, dar o viață de pocăință aduce o mare răsplătire. Viața veșnică și împăcarea cu Dumnezeu. Bun, ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și Domnul să vă dea izbândă și să vă dea tot ceea ce vă dorește inima. Doamne, doamne. și eu mulțumim mulțumim frumos de telefon. Doamne, ajută la revedere, noapte bună. Doamne, Dumnezeu le aducem și în această seară, această familie din Ciumbru, Doamne, ne rugăm pentru ei, pentru fratele care a fost, Doamne, în chiar legământ, David, pentru Diana, pentru fată, pentru toți din casa aceasta. Mă unesc cu familia aceasta și în numele lui Isus Hristos din Nazaret, cer, Doamne, o deslegare dezleg această familie în numele lui Isus Hristos de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, dacă a fost vreun drept pe care diavolul a avut și a dus un blestem peste casa aceasta, Doamne, în numele lui Isus Hristos acest blestem să fie nimicit, orice drept pe care diavolul a avut să fie nimicit, orice poartă care a fost deschisă să fie închisă, cer, Doamne, iertare pentru orice păcat, fără de lege, să săvârșită. De aceea iau autoritate în, în numele lui Isus Hristos să spun că lui duc străin, duc de neputință, de necredință, duc de ceartă, de ură, de răutate, de boală, orice duc străin, îl leg în numele lui Iisus Hristos de Nazaret și poruncește să părăsească familia aceasta, să se ducă direct în adânc, să nu se mai toarcă niciodată. Doamne, în mod deosebit, mă rog, pentru David, care a încheiat un legământ cu tine, Doamne, și poate ca alunecat, te rog să-l ridici, să-l înviorezi, să-l îmbărbătezi, te rog și pentru soția lui Doamne să îi dai putere, a spus, a spus Doamne că a fost cercetată, când a pus mâna pe inimă, da, Doamne, lucrează la inima ei, străpunge inima ei, mintea ei, Doamne, îndeamnă Tu la pocăință și la fapte bune, lucrează în viața lor, Doamne, mântuire, binecuvântare, lucrează și în viața lui Diana, fata lor, Doamne, binecuvintează-o, de un duc de ascultare, o creștere normală, binecuvintează-le casa cu spor, cu, cu, cu pocăință și mântuire, pune o gardă de înger păzitori în, jur, în jurul lor și în, 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 în familia lor, Doamne, și încredințezi în mâna și în brațul Tău și fă Doamne, numele de slavă în casa aceea și în familia aceea unde ți-ai deschis o umbrelă de har. Glorie și mărire ție, Tată Iisuse și Duhul Sfânt, de acum și în veci de veci. Aleluia. Amin. 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 Stimați spectatori, mă opresc aici cu telefoanele, o să mai preluăm ceva telefoane după ce ne vom ruga pentru toți telespectatorii. vreau ca să putem să facem o rugăciune și pentru cei care n-au putut să intre în direct, cei care poate n-au îndrăzneala să intre în direct, vreau să vă spun că uh, Prezența Duhului Sfânt poate să vină peste voi, așa cum această femeie mărturisea că atunci și-a pus mâna pe inimă, a venit așa o prezență și a plâns. Este Duhul Sfânt, este foarte bine să fiți cercetați. În această seară, Dumnezeu se poate atinge de orice mădular, de orice boală, de orice suferință. Totul este să credem. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat această putere, de aceea zic, Doamne, Dumnezeu îți mulțumesc pentru puterea și autoritatea pe care tu ai dat-o robului tău ca să ne putem ruga pentru bolnav, să putem să dezlegăm oamenii, să putem să legăm duhurile, de aceea, Doamne, întinde brațul Tău cel puternic și însoțește și în această seară pe robul Tău, Doamne. Îți mulțumesc frumos pentru această emisiune, pentru această lucrare, de aceea toți cei care sunteți bolnavi, care sunteți suferinți, care sunteți chinuiți de diferite puteri demonice, îngenunchiați acolo în fața televizorului, întindeți mâinile împreună cu mine spre televizor, dacă este o boală specifică în trup, inimă sau cap, puneți o mână acolo pe inimă sau pe unde vă doare și una țineți-o întinsă spre televizor și credeți din toată inima că în această seară, în această clipă, Dumnezeu este Cel care poate să vă vindece. Vreau să vă spun că Dumnezeu poate să facă o minune, să însemnă vindecare pe loc, Dumnezeu poate să vindece progresiv, Dumnezeu poate să vindece în timp, nu știu cum, dar știu că Dumnezeu poate. De aceea eu am să numesc anumite stări, anumite boli pe care Dumnezeu mi le va arăta în momentul când am ajuns la cauza ta. De exemplu, un domnul mi arată că este boală de cap, o problemă la cap. Doamne Dumnezeule și eu sunt cu capul. Te rog să te atingi de mine, spune amin în momentul acela. De aceea fiți atenți și rugați-vă împreună cu mine, credeți, mulțumiți lui Dumnezeu că el este Cel care poate să facă această lucrare. Doamne, Dumnezeule, încă o dată te rog să călăuzești pe robul tău, prin Duhul tău cel sfânt, să lași puterea ta de vindecare, de eliberare, de sfințire și de curățire. Tată, te lăudăm încă o dată pentru puterea pe care ne-ai dat-o asupra tuturor forțelor vrășmașului, pentru puterea de a elibera, de a dezlega și de a vindeca. De aceea, în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, și prin puterea sângelui mielului care a fost vărsat pe crucea calvarului. Vin să dezleg pe toți cei care ascultă și aud glasul meu în această seară, prin această emisiune, toți cei care aud și ascultă glasul meu, îi dezleg în numele lui Isus Hristos din Nazaret. Nume mai presus decât orice nume, de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Doamne, scrie iertare, scrie grațiere în dreptul cel care ascultă și cred această rugăciune. Doamne, Dumnezeu le nimicește orice drept pe care diavolul a avut asupra lor. În numele lui Isus Hristos din Nazaret. Vin să leg toată puterea duhurilor întunericului, duhur de orice boală, duhur de necredință, de neputință, duhur de vicii, de curvie, lăcomie, mândrie, fățănicie, pornografie, orice duc străin și orice viciu de, 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 fumat îl leg în numele lui Isus Hristos și poruncesc acestor ducuri să se ducă direct în adânc să nu se mai întoarcă niciodată Doamne trimite îngerii tăi trimite lucrătorii tăi care să facă această eliberare sfințire și curățire Doamne, fă numele de slavă atinge-te tu de toți cei care aud glasul meu, care cred această lucrare, de aceea în numele lui Isus Hristos de la Zare cereți fă numele de slavă Doamne, Isuse, lasă o picătură din sângele tău, o picătură din balsamul tău de vindecare. Și atinge-te, Doamne, de toți cei care au nevoie în această seară de tine. Așa cum am spus, Dumnezeu mi-arată că sunt probleme cu capul. Încă o dată, mă rog, pentru fetița aceea care a avut accident și este lovită la cap. Doamne, Dumnezeu le vindecă tu orice boală la cap, în numele Lui Iisus Hristos muștru duhurile acelea care au provocat dureri de cap, bol la cap tumor la cap, le poruncesc în numele Lui Iisus Hristos să părăsească după celor care au bol la cap boli psihice, probleme de depresie și orice altă formă, duhuri de frică duhuri care au, au, au provocat anumite uh, probleme la cap, încă o dată le legă în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească dupele celor care aud glasul meu. Doamne, fă o eliberare și o vindecare totală. Mă rog pentru probleme la urechi, de auz, probleme de auz și de vedere. Auz și vedere. În numele lui Iisus Hristos leg duhurile acelea care au produs surzenie totală sau parțială, duhuri care au produs și au afectat ochii și vederea, le legă numele lui Iisus Hristos din Nazaret și le poruncesc să părăsească trupurile celor care sunt bolnavi cu auzul și cu vederea. Doamne, Dumnezeu le redă complet uh, vederea și auzul, repară tu urechile bolnave și ochii bolnavi, Doamne, și redă complet aceste funcții ale organismului, Doamne, ca să se poată vedea și auzi perfect, Doamne, așa cum tu ai creat uh, uh, corpul uman. Uh, mă rog acum pentru probleme în zona gâtului, probleme de corzi vocale, probleme de glande, probleme inclusiv de infecții uh, în gură, infecții dentare, probleme la dinți, dinți, gură, problema gâtului. Doamne Dumnezeule, mustru acele duhuri, le legă numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească trupurile celor care sunt bolnavi și care ascultă glasul meu în această seară, prin această emisiune și dă, Doamne, izbăvire și vindecare totală, că această vindecare și această victorie o cerem în numele Lui Isus Hristos de Nazaret și în puterea sângelui mielului vărsat pe crucea Calvarului. Acum ne rugăm pentru probleme legate de organe interne, plămâni, ficat, stomac, rinichi, intestine, toate organele interne și alte glande și alte organe interne din partea de sus și mijlocia trupului Doamne Dumnezeule, uh, sunt bol de inimă. În numele Lui Iisus Hristos mustrăm acele duhuri de inimă, duhuri care au cauzat cancer la plămâni, mustrăm duhul acela de cancer, probleme la stomac, duhuri de boală la stomac, uh, uh, tot felul de, de stomac, sângerare, uh, probleme care au, care au provocat dureri la stomac, le, le legăm acele duhuri, duhuri care au provocat probleme la intestine, duhuri de, de, de diabet, care au provocat probleme la ficat, rinichi, legăm aceste duhuri în numele lui Iisus Hristos din Nazaret și le poruncim să părăsească trupurile celor bolnavi, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Ne rugăm acum pentru probleme de prostată, probleme de organe genitale, atât la bărbați cât, cât și la femei. Doamne Dumnezeule, atingete de aceste organe, de aceste mădulare, în numele Lui Iisus Hristos mustrăm aceste duhuri și le poruncim să părăsească trupurile celor care sunt bolnavi, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Dumnezeule, ne rugăm pentru probleme de oase, oase la mâini, picioare, ne rugăm pentru șirea spinării, sunt probleme de deplasări de, 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 coloană, vertebre, tasări, probleme de nervi care sunt pe coloană. În numele Lui Iisus Hristos poruncem acestor duhuri care au afectat oasele, mâinile, picioarele, încheieturile, coloana, ceafa. În numele Lui Iisus Hristos mustrăm aceste duhuri și le poruncim să părăsească trupele celor care sunt bolnavi și afectați de aceste boli. Dacă este vreo coloană deplasată, îndoită, strâmbă în numele Lui Iisus Hristos, poruncim coloanei să se alinieze perfect, să se îndrepte și toate acele vertebre să fie complet vindecate, să fie o vindecare totală și eliberare completă. Și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, ne rugăm pentru probleme de picioare, picioare bolnave, umflate, varice, deplasări de oase la picioare în numele Lui Iisus Hristos sau la bazin. Ne rugăm pentru cei care au astfel de probleme, le mustrăm aceste duhuri în numele Lui Iisus Hristos de Nazaret și le poruncim să părăsească trupurile celor bolnavi și să se ducă direct în adânc să nu se mai întoarcă niciodată și sănătatea și binecuvântarea să vină peste aceste trupuri. Ne rugăm în mod deosebit pentru copii mici, copii născuți cu handicap, copii născuți cu boli de epilepsie sau care nu pot vorbi sau care sunt parțial handicapați cu boală de handicap. Doamne Dumnezeule în numele Lui Iisus Hristos vin să dezle copiii aceștia de orice blestem și de orice drept pe care diavolul a avut asupra lor prin părinții strămoșii lor sau străstră bunicilor în numele Lui Iisus Hristos anulăm aceste blesteme, în numele Lui Iisus Hristos le declarăm nimicite și diavolul să nu mai vă niciun drept. Doamne, vindecă copiii aceștia, eliberează de orice duc străin, de orice boală, de le vindecare, de -le o creștere normală, redăi, Doamne, familiei ca o binecuvântare. Tu ai spus, Doamne, că copiii sunt o binecuvântare. Te rog să te atingi de acești copii în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret. Doamne, mă rog pentru familii care sunt probleme de divorț, de certuri, de separare. Sunt, Doamne, familii divorțate sau pe punct de divorțare, sunt familii separate cu diferite probleme de certuri sau s-au înșelat unii pe alții prin curvie, prin alte lucruri, Doamne, ceartă, ură, dezbinare, vin să leg acele ducuri care au produs, produs, divorțuri de dezbinare, care au produs separare în numele lui Iisus Hristos, leg aceste ducuri și le poruncesc să părăsească mintea și familia celor care sunt afectați. Doamne, Dumnezeu le dă putere de iertare sunt persoane care sunt afectate, care nu pot să ierte, să simt înșelate, să simt afectate. Doamne Dumnezeu le dă putere de iertare, dă putere de reconciliere, dă putere de reunificare a acestor persoane care au fost separate. Doamne, ajută ca soții care au plecat să întoarcă la soțiile lor și invers, Doamne, și să se facă ore reconciliere, ore unificare a acestor familii și, Doamne Dumnezeu, le mulțumim frumos. Mă rog pentru cei care au încheiat un legământ cu Domnul Isus Hristos și au alunecat pe cale, s-au îndepărtat de Domnul, au căzut din har, s-au îndepărtat de Domnul și s-au pierdut dragostea din domne Doamne Dumnezeu, le putere acestor suflete să-și mărturisească păcatele, de le putere, Doamne, să vină și să ceară iertare, Umple-i, cu Duhul Tău cel Sfânt, umple cu dragostea Ta de la o parte ura, răutatea, reaprinde focul dragostei în inima lor, umple cu Duhul Tău cel Sfânt, pune dragostea Ta în ei, fă-i să înțeleagă Doamne Iisuse Hristoase că Tu ai spus cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, Domnul îți dă din nou o iertare, te cheamă Domnul înapoi în sânul bisericii, dacă sunt suflete care s-au îndepărtat de biserică, care s-au răcit, Doamne, readu acele suflete în bisericile unde Tu i-ai pus, Doamne, de putere păstorilor să-și păstorească bine turmele și oile de le putere să mângâie și să hrănească cu o hrană sănătoasă, Doamne, și cei care au alunecat și s-au pierdut pe cale să se poate întoarce, Doamne Dumnezeule, acolo unde Tu i-ai pus în bisericile unde i-ai pus. Doamne Dumnezeule, mă rog pentru probleme în biserici, indiferent că sunt Biserici tradiționale sau de altă formă, dacă s-au produs certuri, dacă s-au produs despinări, dacă s-au spus cuvinte care au rănit Doamne Dumnezeule. Nimicește planul acesta al vrășmașului, care a produs dezbinare și certuri în biserici. De la o parte, aceste duhuri le mustrăm în numele Lui Isus Hristos de Nazaret și le poruncim să, să părăsească aceste biserici și persoane și familii. Adu, Doamne, pace, unitate, de le putere să-și ceară iertare unii la alții, să se iubească, să se accepte, să se jerfească unii pe, pentru alții, Doamne, și Tu să restabilești dragostea, unitatea, pacea, în acele biserici. Mă rog, Doamne, pentru slujitorii tăi, preoți, păstori sau de altă natură, prezbiteri pe care, Doamne, i-ai pus să păstorească turma ta și poate, Doamne, că au alunecat de pe cale, poate că au căzut în patim scârboase, poate că au căzut în curvie, în lăcomie, poate s-au atins, Doamne, de bani, au furat, au înșelat, Doamne Dumnezeule, Cer și pentru acești slujitori ai tăi o deslegare totală în numele Lui Iisus Hristos, de a desleg de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta, cu gândul. Dă-le, Doamne, o iertare și o grațiere, ajută-i, Doamne, să revină înapoi la slujba la care i-ai pus, ajută să-și mărturisească păcatul, să-și ceară iertare, ca Tu, Doamne, să-i poți folosi în continuare cu prezența și puterea Ta. Doamne, Dumnezeule, sunt suflete care se roagă pentru botezul cu Duhul Sfânt, pentru darurile Tale Sfinte, Doamne, Dumnezeule, sfințește pe cei care se roagă, sfințește în primul rând inima lor, cugetul lor, ochii lor, curățește-i, sfințește-i, Doamne, eliberează-i și umple-i, Doamne, cu Duhul Sfânt, cu darurile tale sfinte, împarte-ți, Doamne, darurile tale în poporul tău, activează aceste daruri sfinte și îmbărbătează, ridică și înviorează. Doamne, Dumnezeule, îți mulțumim pentru toate aceste cauze pe care Tu ne le-ai dat să ne rugăm, dacă este ceva care eu am n-am menționat, adaugă tu acolo unde lipsește, fă Doamne, numele de slavă, revarsă-ți tu bunătatea ta, dragostea ta, puterea ta, să se știe, să se cunoască, Doamne, că Tu ești Dumnezeul adevărat, că Tu ești singurul Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău și de aceea îți mulțumesc, Tată Ceresc, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt, Aleluia, Amin, Amin, Amin. Mulțumim Domnului pentru această rugăciune, se pare că timpul s-a scurs. Mai avem vreun telefon cumva? Nu, perfect. Bun, nici nu mai luăm niciun telefon. Cu aceasta vă mulțumim, stimați telespectatori, pentru această seară. Mulțumim că ne-ați urmărit. Vă așteptăm, așa cum am spus, și în Biserica Maranata. Nu uităm, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. La revedere, noapte bună, pe săptămâna viitoare. La revedere! Ați urmărit o emisiune realizată de pastorul Marius Hatzegan, din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Pentru o întâlnire personală cu pastorul Marius Hatzegan, vă așteptăm la Biserica Maranata din Alba Iulia, strada Liviu numărul 1. Dumnezeu să vă binecuvinteze!